Da, dacă sunteți de acord, trebuie să începem. Vă salut, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Vă rog să faceți propunere pentru președinte de ședință. Doamna Felicită. Doamna Iazache. Da. Altă propunere? Punem la vot. Dispoziția numărul 197 din 19 septembrie 2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin de Zubacău pentru luni 25 septembrie 2017. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin de Zubacău, având în vedere referatul numărul 5065 din 19.9.2017 de putere de doamna Olar Cristina, inspector responsabil achiziții publice prin care solicită aprobarea datul ședinței de Consiliul Local. Solicitarea scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Domeniului Rural IFN-SA privind proiectul modernizare pentru comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Referatul numărul 5064 din 19.9.2017 depus de către doamna Olaru Cristina, inspector responsabil achiziții publice, prin care solicită aprobarea valorii investiției privind proiectul modernizare drumul comunal în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Referatul numărul 5310 din 19.9.2017 a doamnei Olaru Cristina, inspector responsabil cu achizițiile publice, prin care solicită aprobarea finanțării de la bugetul local a proiectului investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, în satul Mănăstirea Cașin, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cererea numărul 5364 din 2017 a domnului Rusanovski, Constantin din Comuna Mănăstirea Cașin, prin care solicită concesionarea lotului IS-5-13, situat în satul Scutaru, domnului Lega Constantin Cătălin. Prevederile articolului 63 alineatul 5, litera H din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. Adresa numărul 675/2017, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adic, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului referitor la aprobarea tariferelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Prevederile articolului 11 alineatul 3, ale articolului 36 alineatul 7, litera B din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 și ale articolului 115 aliniatul 1 litera din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune, nu? Da. Consiliul Local al Comunei, articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară, luni 25 septembrie 2017, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiect al ordinii de zi următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, validarea mandatului de consilier local al doamnei Dinga Mihaela, rectificare bugetară, aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, aprobarea solicitării scrise de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, aprobarea finanțării proiectului investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, județul Bacău, aprobarea concesionării unui lot de teren în satul Scutaru domnului Leca Constantin Cătălin, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al Protesii Gabriel în calitate de reprezentant în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip, în vederea exercitării votului referitor la aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul,
Și ultimul punct, 9, proiect de hotărâre privind înfrățirea comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău cu comuna Parcova, raionul Edineț, Republica Moldova. Articolul 2, prezent la dispoziție, va fi astfel la cunoștință publică prin afișare la avizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului, județul Bacău, pentru controlul legalității. Ședința este bună. Parcă se supune la vot ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Beloi? Deci, eu nu sunt împotriva. Așa, bun, am înțeles. Deci... Întrebați, sunt împotriva, abține? Împotrivă? 1. Se abține ceva? Deci, ați mutat acolo. Câți sunt pentru? Da. Domnul Beloi, votează pe domnul. Poți să-și argumentezi, doamna președinte, de ce sunt împotrivă? Da, vă aveți câteva secunde să vă spuneți părerea. De ce sunteți împotrivă? Ca și altă dată, vreau să ridic aici problema acestui convocator, privind de ordine de zi a ședinței Consiliului Local, în aceea că sunt cel puțin două puncte, văd aici, 4 și 5, care sunt detaliate în ideea de a fi mai multe puncte pe ordinea de zi, dar de fapt se referă la același lucru. Adică ambele se referă la modernizarea drumurilor comunale de spre Cașa. Este o practică care este executată de către reprezentanții primăriei în ideea de a trece cât mai multe puncte pe ordinea de zi ca să pară ședința foarte stufoasă. În timp ce, și aici este foarte important, problemele esențiale ale comunii nu sunt, în continuare, nu sunt trecute pe ordinea de zi pentru a fi discutate aici. Da. Domnul Beloiu, am spus doar câteva secunde și vă rog să vă rezervați ce mai aveți de spus la ultimul punct. Acolo, la diverse, când dumneavoastră vă veți spune părerea cu continuare, da? Ca să poată să fie notate, ca să ne deci eu mi-am spus punctul de vedere în legătură cu solicitarea dumneavoastră de a vota această ordine de zi. Și mi-am spus părerea și de ce nu este... Că nu puteți să puteți să spună, nu, că m-ați cheșit. Dar nu e treaba. De ce? Ne gândeam ca să mergem mai repede, iar la diverse revenim asupra subiectului ordinea de zi și precizăm și veți face precizările pe care le-ați făcut și acum. La punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința asta în Moșu. 2. Validarea mandatului de consilier local al doamnei Dinga Mihaela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Un exemplar o să ajungă la dumneavoastră. Da. Da. Thank you.
Deci am primit două adrese de la Administrația Finanțelor Publice. Adresă 2216 din 21-9 și adresă 21171 din 15-9. Care spun următoare. În conformitate cu prevederile articolului 45 UG63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2017, adresei Ministerului Finanțelor Publice, în baza deciziei șefului administrației județene a Finanțelor Publice Baconul 12 din 15-9-2017, vă comunicăm modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru bugetul dumneavoastră pe anul 2017, după cum urmează. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 37.000, din care pentru finanțarea drepturilor asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav, 37.000. Și suma de 154.000 de lei pentru salarii. Deci, în total, 191.000. O dată. Deci, vreau să fac precizare la început că discutăm despre trei tipuri de surse. Discutăm odată sursele venite prin trezorerii, cele 191.000, care sunt pentru salarii și pentru salarii personalul propriu și pentru salarii la asistență personală și sume venite de la Ministerul Dezvoltării pentru drum Râul-Dulce, este vorba de suma de 335.627 de lei și sume din fondul de rulment, care o să vă spun exact cum ce spun. Deci mai adăugăm la astea sume pentru finanțarea investiției în Râul Dulce, lucrări care s-au executat, 335.627 de lei. Bun. Acum, din fondul de rulment. În fondul de rulment noi avem un excedent la ora, la această oră, de 700.000 de lei. Să înseamnă de 7 miliarde. Și avem nevoie de următoarele cheltuieli. La proiectul de la Părbucurice avem nevoie de 150.000 de lei. Dacă vă aduceți aminte, noi aveam o influență din fonduri proprii de aproximativ 400.000 de lei, care trebuia să luăm în Simecon. Și să venim și noi cu 150.000, în condițiile în care Ministerul a venit cu suma de 335.000. La Pod Lazărnesc mai avem nevoie pentru finalizarea investiției de 150.000 de lei, în condițiile în care la începutul anului am alocat 300.000 de lei. La modernizare drumuri comunale mai avem nevoie pentru avize și am pus și FGCR-ul aici, domnul Vice. 28.000 nu l-am pus. Deci la modernizare drumuri comunale mai avem nevoie de ridicarea topo și avizele pentru făcut licitație. 50.000 de lei. La proiect de investire, modernizare și dezvoltare infrastructurii școlare la școala generală 1, la școala gimnazială 1, avem nevoie de 10.000 de lei pentru obținerea avizie luna viitoare, cel târziu avem termen de ajuns la minister cu documentația, cu întreaga documentație. Pentru rău, strada Drumul Moare, de făcut, trebuie să depunem pe Galu un proiect
pentru modernizare dealul Mării la drumul Mării acolo, 20.000 de lei. Continuarea șanțului, așa regularizat până la apa Cașinului și de făcut podețile, sunt trei podețe de făcut, de pregătit pentru asfaltat. Deci nu avem posibilitate, pentru că galul ne dă 80.000 de euro. Noi nu avem posibilitate de a și asfalta, lungimea drumului este 1,1 km. Începând de la stradă și până la apă. Noi am spus că să ne gardăm în nou. La apă, mai bună, să duci la apă, nu faci astea. Eu sunt lucit pe astea, cu apă, în partea elasă, dar nu ne interesează ca să traversăm apa. Să-l facem măcar până la intrare la Vițeluș. La Vițeluș, da. Da, până acolo. Dar ne interesează în mare măsură să preluăm apa de unde a rămas ea la Dan Căruț și să o ducem până la Vițeluș. Deci aici s-a lucrat în 20.000 de lei. Acolo ar aștepta un buldozer să faceți până în albia Cașinului. Lumea trece tot timpul cu căruț, cu mașină. Acolo trebuie făcut un va de trecere. De ce nu mai este practicabil acum? Nu știu. A venit acum apa mare și nu a bolovat. Am înțeles. Poate acum ar fi frost. Da. Și o să vedeți că mai avem că noi la fondul de garantare, că vă întrebați la un moment dat la un birou de ce atât de multe proiecte pe modernizare drumului. Pentru că fiecare sunt cu rolul lor. Fiecare hotărâre are rolul ei. Și o să vedeți cum undeva o să avem și obținerea scrisorii de garantare de la fondul de garantare a unei scrisori pentru întreaga investiție, pe care noi plătim o sumă de 28.000 de lei, iar ei ne garantează, ne dă scrisoarea de garantare. Și scrisoarea nu poate fi la aceeași sumă, scrisoarea nu poate fi la aceeași sumă cu valoarea investiției la începutizarea comună, cu numără, cu mare. Deci două bune, neapărat. Pentru că una, așa de cere documentația. Una este aprobarea investiției și alta este suma reală. Ei, na, e asta. Dacă credeți să ne găsim niște proști. Asta e părerea noastră, vă spun ce trebuie făcut. Deocamdată noi creăm un proiect fonduri europene. Nu este același lucru. Domnule, nu este același lucru și vă spun că nu sunt la prima experiență cu lucrarea pe fonduri. Așa că nu spun ce trebuie făcut. În fine. Și vă spuneam la FCCR 28.000 de lei. Asta ar însemna un total de 443.000 de lei. Deci astea sunt sumele de care avem nevoie. E de fondul de garantare? Fondul de garantare, 28.000 de lei. Da, asta este sumă. Deci, total, discutăm despre un fond la reducerea bugetară de 443.000 de lei, da? 443.000 de lei, da. Adică, bani din... Deci, cei 443.000 de lei, nu, la rectificare vorbim mai mult. Vorbim de aceștia 443.000, plus cei 335 care îți veniți de la minister, plus 150-141 care îți veniți de la, iarăși, de la minister prin administrația finanțelor publice. Dacă vreți o sumă totală. Adică un milion, până la urmă, jur de un milion. Aproape un milion, da. Un milion. Da, 443 sunt din banii noștri, din fondul de rulment. Pe toți? Nu sunt toți. A, fondul de rulment înseamnă 700.000, să zic, din care am luat acum, dar vineri am fost la Iași, am depus documentația pentru recuperarea celor 250.000 de lei care trebuie să-i recuperăm de la fundul de la Lupești. A fost tot ok. Săptămâna asta trebuie să ne vină delegația de la AFIR Iași ca să fac o ultimă verificare în teren și să ne dea drumul la sumă ca să ne recuperăm suma care avem. Deci, practic, s-ar mai rotunji. S-a ridicat iarăși cu 250.000, da, la fondul de rulment. Da. Dacă păstrezi la cuvânt, vis-a-vis de
acest punct, rectificarea bugetară, dacă vreți ceva de comentat, de spus. Păi nu vreau să vă opri în brațul acestui. Mai bine, ați pomenit un lucru despre proiectul la școala nouă. Ce aveți de gând să faceți la școală? Care sunt lucrurile care să fie făcute la școala nouă? Hai, asta aici. Da. Urmează să se construiască, să termine corpul al doilea corp care s-a început, să consolideze și să se facă acoperiș la școală, inclusiv cu împrejmuirea școlii. Plus dotare, bănci, tot ce trebuie, laboratoare și așa mai departe. Cam lucrul ăsta e obiectivul principal la școală proiectului. Eu vreau să vă spun, domnule primar, că acest obiectiv care a început de acum cât? 12 ani. 10 ani. Da. Și care nici până la ora asta nu s-a terminat. Nu s-a aibă, stați domnul pic, a fost o gândire proastă așa dumneavoastră și al fostului director istoric. Pentru că la ora asta școala nu are nevoie de asemenea clădire și mai bine era dacă în locul acestei clădiri se făcea o sală de sport pentru elevii care mai întrebăneau în școală. Deci, la mijlocul dintre cele două clădiri va fi o sală multifuncțională în spațiu rămas în... Domnul, fiindcă de-a lungul a patru dumneavoastră mandate nu s-a făcut nimic, mai mult decât atât, s-a băgat o groază de bani în această pădure de stâlp de beton, care nu mai sunt bun pentru nimic, nici pentru apoi ciorile, nu se va aproba niciun fel de... Pentru că așa urmează, așa se vede. Nu se va aproba niciun fel de fond și vom rămâne cu această construcție care nu este... Este părerea mea. Săptămâna viitoare, nu, eu vă spun că vorbiți contradictoriu și este spărător, nu numai pentru mine, este spărător pentru toată lumea. Domnul primar, este dreptul domnului, s-a scris la cuvânt, lăsați să vorbească și la un moment dat și vreau să răspund. Da, nu. Trebuie să înțelegeți. Dar nu poți să discutați contradictoriu, lăsați să înțelegeți. Ce să înțelegeți? Ce să înțelegeți? Nu vedeți, domnule, că vă bate joc de comună asta? De 12 ani de zile astăzi de bun lucrarea asta ați băgat 19 miliarde în ea și uitați-vă ce fel este, care o cinit toată și nu mai este cu de nimic. Nu va fi nimeni în stare să o dărâme, pentru că nu-și poate lua nimeni această această responsabilitate și nu va fi nimeni să o construiască mai departe, pentru că nu mai bună lume de nimic. Nu trebuie să dărâme. Nu este expertiză care spune că nu este bună de nimic, pentru că nu avem elevi. Doamna fostă directoare, câți elevi mai sunt de școală acum, domnule? Sau s-a divizat numărul de elevi în 4, deci avea un sfert de câte au fost. Domnul Beloi, nu știți realitatea de școală. Nu mai spune. Pentru că se învață și dimineața și după amiază. Se învață normal la mănăstirea Cașe de atâția ani. Se învață pentru că s-a făcut o sală de clasă WC-ul, domnule. Cum v-ați permis să faceți WC-ul într-o sală de clasă și cu hasnaua la asta? A fost decizia școlii. Cum a școlii, domnule? Asta e și cum să obține autorizație de funcționare școlii, fără hazna și fără dar nu în fața școlii, în fața, domnule, sub geamul de față elevii, domnule. Hasnaua trebuia dus mai departe. Dar cu ce deranjează chestiunea asta, domnule? Pentru că toate mirosurile, cel puțin în momentul când se va curăța aceste haznare, nu se va mai putea sta pe aici, domnule. Nu sunteți pe pământ cu picioarele noastre? Nu se poate, domnule. De ce, domnule? Vedeați acolo să o aducem la dumneavoastră, la deal, acolo? Bombam, facem o stație. Nu, doamne, trebuia mai în spate, la cel puțin 30 de metri de geamuri. Spune-le, să facă un grad la un micuț. Păi, ce nu grad la un micuț? Păi ați făcut, domnule, porcăria asta de construcție aici, care nu-i cuvede nimic ca domnule. Domnule, haideți să... Ce, haideți, domnule? Dacă ne spuneți ceva concret. Da, domnule, este concret. Asta este concret, domnule. Trebuia consolidată. Aștept la dumneavoastră echilibru pe care vi-l dă vârsta. Aștept la dumneavoastră. Echilibrul pe care ar trebui să vă dea asta. Domnul primar. Vă rog frumos. Ce vă rugați frumos? Lăsați-mi să vă rog. Deci această construcție este inutilă, a fost gândită prost de dumneavoastră și fostul director și uitați-vă în ce a să află. Lumea din satul Pânăstirea Cașului, toată comuna asta, vă huiduie pe la fostul. Nu este bine de nimic, mai omul, înțelege-vă, domnul. Da, sper să ajung să văd că e rezolvată și... Școala va lua altul turnură de
ce am văzut eu în mass media. Deci se preconizează o altă metodă de învățare. Vor avea nevoie de ateliere, vor avea nevoie. Nu cred că construcția este inutilă. Trebuie să faci niște ateliere pentru că să-i canalizăm copiii ăștia spre anumite domenii de activitate care au, pot să profeseze aici la noi în țară. Doamne, să nu mai plece afară. Școală, așa văd, iar clasele pe care le avem, transformăm în WC-ul. În fața primăriei, o să fie Hasnau aici și poate vă spun. Când poate domnule, își face o canalizare. Ce cadru? Dacă și până atunci. Cadrul medisare, domnule. Opreți, domnule, mirosul ăsta. Toată lumea așa dori. Sufereața copilor. Toată lumea așa dori. Doamne, eu știu cum astea despre servicii. Nu vă pomeni. Asta este sigla. Domnule, ce spuneți primarul până acum n-a făcut nimic? Nimic! Hai, domnule. Dar ce a făcut domnule? Ia zici, nimic. Lumea a ales. L-a ales. La rectificarea bugetară la drumurile comunale, domn primar, 50.000 de lei. Intră și drumul... Vorbim de proiectul de asfaltare, domnul Vasilie. Și intră și drumul ăsta de la drumul Zețeanu 115 până la Gura Lachii. Nu, de la Mocanu, de la Bar Mocanu, spre cimitir,
și intră pe la domnul Lazar și coboară până la până în fața blocului. Iar ultimul tronson este în stație de la Dimulescu, prin spatele bisericii Bunavestire, da? La domnul Duhu face dreapta, intră pe la Fânărești și până la, probabil până la Oprimoriu, până la unde? Până la ruptură. Da. Deci astea sunt cele trei tronsoane de drum. Până la șosea? Până la șoțea, da, și pantă aia, sau la... Deci până la ruptură, nu, nu până prin porțiunea aia. Nu, că trebuia să prindem niște obiective. Ca să primim punctaj, trebuia să prindem niște obiective, pentru că așa erau alte drumuri care intrau în discuție. Obiectivele au jos? Nu, l-am prins cu biserica. L-am făcut, l-am făcut cu biserica, pentru că altfel drumul... A, dar nu scobor banii cu jos. Ba da, da, domnule. L-am legat de fondurile europene din țară. În fine, biserica a fost principalul obiectiv, că acolo s-a acordat puntaj, da? Iar la Lupești, ăla, de la Lupești a intrat datorită punții, pentru că trebuia să facă legătura cu un proiect european. Mare interes. Asta e... Îți adaptezi documentația, nu, ca să obții... Un singur locuitor prezint. Ca să obții... Ce ziceți după urmă, dacă are 40 cumva și treci, nu mai treci cu ele până apă, așa, e biduță. Și acum dumneavoastră contradice că acolo obținut fonduri europene, dar primite la cetățenii care erau obiectivi. Și s-a depuit de 3 ori valoarea fondurilor. Da, 3 ori valoarea fondurilor. Deci acum iau și am luat 20 de vaci din rasă. Și ăsta are 40 de vaci. Deci s-a depuit de 3 ori. S-a depuit de 3 ori. Deci ar trebui să o să mai dezvolte. Să rămână, doamne, să rămânem acum în josul comun, nu? Nu e adevărat. Și atunci și... Da, hai că... O valoare de investiție, acum aia fa noi. Da. Deci, valoarea proiectului de investiție totală este de 4.083.692,9 lei. Atât este valoarea proiectului. Da? În lei. Deci, valoarea de investiție a proiectului este 4.083.692,9 lei. Iar proiectul de hotărâre sunt așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare funcționale cu mână Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Având în vedere expunerea motivă a primarului Comunei Mănăstirea Cașa, numărul 5436, tot preambulul, nu știu dacă propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre care se cuprinde următoarele. 1. Se aprobă valoarea de investiție a proiectului modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău, în valoare de 4.083.692,9 lei. Primarul și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Mănăstirea Cașa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Mănăstirea Cașa, în instituție prefectului județul Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișat la sediul Consiliului Local. Da. Dacă sunteți de acord. Supunem aprobării valoarea de investiție. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu împotrivă, dar vreau să fac un comentariu. Că de asta trebuie în ședință. Domnule, domnilor consilieri, domnule primar, domnule vice și doamna președinte, această lucrare trebuia făcută de acum două mandate. De-a lungul celor 4 mandate, mai repede o dată și de mai multe ori spun asta, domnul primar a cheltuit pentru comuna, din bugetul comunului din Mănăstirea Cașa, 2.000 de miliarde lei vechi. Și până la ora asta nu se vede nimic în comuna asta. Nu se văd asfaltări pe străzile secundare, nu se vede trotuar, nu se vede rezolvarea școlii. Nu se vede absolut nimic. Apă, canalizare, dispensar și așa mai departe. Este frumos că am ajuns să suntem și să aprobăm această sumă, dar să vedem când Dumnezeu se va finaliza. Și dacă toți suntem aici, măcar una dintre lucrurile astea esențiale, trebuie să ne spună domnul Cernică când avem apă în sat, domnule, când avem apă în sat. M-au găsit cei de la extensie? Mai lădați, ce se mai rândă, domnule? Nu, în comună, mai dă o ploaie de asta. Ce se mai rândă,
Mergem mai departe. Și noi suntem, de la azi, de bajocără, că suntem aici consilieri și reprezentăm această comunitate de 5400 de locuitori și nu suntem în stare să punem punctul în prag și să vedem ce facem cu apa asta. Ca să nu mai zic de celălalt. Ne mai păstrăm părerile pentru diverse. Mergem acum la punctul 5. Aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. Deci aprobarea solicitării scrisorii de garanție. Deci, doamnă, în cadrul proiectului noi trebuie să primim un avans de la AFIR, o sumă în avans, reprezentând 1.652.196 de lei, bani care urmează să ne transfere în contul comunei AFIR-ul, dar trebuie o scrisoare de garanție bancară ca să ne dea banii ăștia. Pentru asta, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFNSA, v-am spus, trebuie să plătim suma de 28.000 de lei, sumă pe care guvernul spune că ne va fi returnată. Și practic trebuie să avem hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare de drumuri comunale din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Iar la articolul 1 spunem așa, se aprobă solicitarea scrisoarei de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNSA pentru proiectul Modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, în cuantum de 1.652.196 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului de 1.652.196 de lei. Perioada de valabilitate a scrisorii de garanție este de 35 de luni. Primarul și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile acestei prezente hotărâri. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului comunității și prin de lege. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, instituție prefectului județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică prin afișat la Consiliul Local. Deci cine este pentru aprobarea solicitării scrisorii de garanție? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da. Mulțumim. Trecem mai departe, punctul 6. Aprobarea finanțării proiectului investiții de modernizare și de dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, județul Bacău. N-am scrisoare, n-am adresat de la minister. Adresat la minister prin investiții. Ministerul ne-a remis o adresă prin care ca până pe data de 30-a să completăm documentația pe care am transmis-o și pentru care suntem beneficiari, vă spuneam la ședința de rând trecut, suntem beneficiari finanțări pentru o școală cu 5.800.000 de lei. Devizul general actualizat. Nu știu de ea. Ce anume? Ne întreabă domnul Cotan, ce s-a cheltuit până acum la ce? La școală. La școală 1, în jur de 2 miliarde și ceva, 3 miliarde. 2 miliarde? Da. Mă înseamnă noi, da? Nu noi, domnule. Noi cumpăr jumătate din județul Bacău. 2 miliarde noi. Deci prin adresa 89.737, Ministerul Dezvoltării, prin Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, ne spune să transmitem anumite documente referitoare la investiții. Deci, stimate doamne primar, în temeia articolului 9 pentru aprobarea de nou G23/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, conform listei aprobate, Comuna Mănăstirea Cașin beneficiază de finanțare prin PNDR 2017-2020 pentru următoarele investiții, obiective de investiții. Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, sat Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județ Bacău, valoare alocată din bugetul de stat de 5.824.403 lei.
Documentele în format electronic vor fi depuse obligatoriu astfel. Documentația tehnico-economică, SF sau DALI, vor fi salvate din fișierul original și nu scanate după documentația depusă. Nu sunt necesare stabilire sau semnături în format PDF. Devizul general va fi salvat atât în format Excel, mă rog. Deci, restul documentației, acte administrative, specialitate, va fi scanat. Deci, documentația tehnică și devizul general trebuie trimise la minister. Devizul general pentru... Nu ai mai propadat dată devizul ăsta general. Dar avem o discuție odată cu da. Deci, totalul general al lucrării este de 6.092.450 de lei. Și să vă spun în ce se compune. Deci, proiectare și asistență tehnică înseamnă 300.980, eu vi le dau per total, cu tot, inclusiv TVA. Investiția de bază, 4.878.227 de lei. Capitolul 5, care înseamnă organizare de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute, 608.861. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 289.962 și cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 21.420. Tot așa în mare. Dar cheltuieli este că mai bună. Cu un total de 6.092.450.000. Din care 5.824.403 lei, exact cât e suma din adresa Ministerului, de la bugetul de stat, 268.047 de la bugetul local. Avem și noi o parte acolo. Bă, da, păi da, le avem bugetul de stat, sunt cheltuieli eligibile, bugetul local, cheltuieli eligibile. Da, păi asta și spun. Nu știu dacă e așa. Deci suma asta, probabil, pe care ați aprobat-o deja, pe care spuneți că o aprobați, nu cred că face parte din cheltuieli neeligibile. Nu. 5 milioane. Cheltuielile neeligibile, probabil se va mai aproba o altă sumă. Suma asta pe care ați spus-o dumneavoastră că o puneți din bugetul local, așa, reprezintă cotă parte ce trebuia să nu-i cheltuielile neeligibile. Sunt strict cheltuielile neeligibile. Așa este prevăzut? Sunt anumite cheltuielile neeligibile. Adică sunt anumite chestii în cadrul proiectului care nu, pe care Ministerul nu le va deconta. Din cauza asta, valoarea este mai mare decât ne-o dă. Dacă ați fost atent, Ministerul îmi dă 5.824. Da? El spune, doamne, eu dau, dar vii și tu cu o parte, ca să ții, nu știu, studii de fezabilitate, toate chestiile astea, le ții, le face prin neeligibile. Și atunci o sumă de 268.047 deci reprezintă, deci clar, suma aceasta reprezintă cheltuielile neeligibile sau reprezintă, un, nu știu, era un 10%? Neeligibile. Nu cofinanțare. Deci reprezintă cheltuielile neeligibile, nu cofinanțare. Cheltuielile neeligibile, da. Participă primăria. Da. Da. Pe diferența de la 60 la 90 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 la suntem noi în stare să o susținem. Da, pentru că suntem în stare să o susținem. Pentru că, să vă spun, de exemplu, la Părăul Dulce, în momentul în care s-a semnat contractul, noi am susținut pe hârtie 750.000 de lei. Vă aduceți aminte când... S-au achitat? Nu s-au achitat. Am cheltuit în primă tranșă 400.000 de lei. Am achitat noi niște lucruri. Vă aduceți aminte acum vreo 2 ani de zile. Iar acum am mai intervenit cu 150.000. Până la urmă.
E vorba despre școală. Deci, același, urmează același mecanism și la școală, pentru că e același program. Și eu întreb, conducerea pe care această sumă pe care noi trebuie să contribuim, suntem în măsură să o... S-o acoperim, da. S-o acoperim? Păi deja am acoperit din ea. De exemplu, s-a făcut studiu de fezabilitate aici, care l-am mai citat. Aia reprezintă cheltuială neeligibilă, pentru că nu ți-o plătește ministerul. Ministerul îți dă doar concret să ridici acoperiș, să faci și să cumperi bunci. Da? De exemplu, ministerul nu-ți dă pentru expertiză tehnică, nu-ți dă pentru audit energetic, nu-ți dă pentru studiu topo, nu-ți dă pentru certificat de urbanism, nu-ți dă pentru avize și acorduri, mă rog, alte. Deci astea le faci din banii tăi. Dar nu e obligatoriu să-i cheltui. Deci nu e obligatoriu să-i cheltui, poți să-i cheltui mai puțin, nu e nicio problemă. Bun, și când credeți că o să ne parvină prima tranșă din acești... Deci dacă noi semnăm contractul, nu dacă noi semnăm contractul anul acesta... Trebuie semnăm 24. Păi nu, contractul, până pe data de 30 octombrie cu ministerul, contractul de finanțare. Așa. Deci până la data de 30 octombrie noi trebuie să ne prezentăm cu documentația la minister. Ministerul face verificarea documentației, după care ne cheamă să semnăm contractul. Semnăm contractul, scoatem la licitație. Deci asta înseamnă că toată iarna să pregătim procedura, iar în primăvară să înceapă lucrările la obiect. În cel mai bun caz. Și pe ansamblu, așa, cu cât s-a cheltuit și cât va trebui să mai cheltuim de acum, care și va avea să dedică această investiție? O pentru 6 miliarde. Nu, asta ce va trebui de acum, dar ce am cheltuit până acum, că s-au băgat în pământ niște sume. S-au adăugat, s-au adăugat încă 300 de mii de lei, s-au mai cheltuit până acum. Da. Părerea mea este, la mea personală, că această investiție nu și are rostul, pentru că numărul de copii ai școlii s-a mișorat substanțial. Era mai bine dacă cu această sumă enormă se făcea o sală de sport. Și așa, asta este părerea nu numai a mea, este părerea multor cetățeni din această comună care au luat. Trebuie făcut până acum, dar mai mult decât atâta, lucrarea cea mai importantă este consolidarea școlii vechi. Domnule, știu că această școală, această clădire este fisurată, da, doamnă, fostă directoare? Da. Este fisurată și este expusă la un pericol de dărâmare dacă dă Dumnezeu și Doamne ferește, îi dă un tremur cu magnitudinea mai mare de 6 grade. Și dacă atunci, domnule primar, se întâmplă o asemenea catastrofă și mor 2-3 copii sau un profesor, Doamne ferește, pe unde scoateți cămașa, că până acum n-ați făcut nimic și sunteți de 12 ani, timp în care ați cheltuit 2000 de miliarde în comuna asta, nu se vede nimic. Nu asfalt, nu trotuare, nu dispensar, nu apă, nu canalizare, nu nimic. Zero progres. Păi să învăț pe miros. Să ne învățați. Îmi place cântarea asta dumneavoastră. Și mă mir că nu vă e rușine, domnule, stați în fața. Nu vă e rușine. De ceea ce spuneți dumneavoastră? Nu este rușine că nu aveți echilibru, domnule. Nu, domnule, să vă fie rușine, de nu să pune nimic în comuna asta. Deci, îmi este rușine că nu aveți echilibru. De cauza asta, da. Nu aveți echilibru. Nu aveți. Ai echilibru care cheltuiește o fără ăla alt. Prin pixul ăla matale trec 2000 de miliarde. Nimic, domnule. Absolut. Mandați-vă aici, domnule, de la... A cheltuit primarul 2000 de miliarde de lei vechi și în comună asta a ajuns de râsul lumei, nu s-a făcut nimic. Ați înțeles? Dacă mai are cineva de comentat... Consilierii hotărâți, domnule, cu schelul. Dacă mai are ceva de spus, de subiectul 6, de punctul 6, mai vrea cineva să comenteze, să mai spună ceva vis-a-vis de aprobarea finanțării proiectului? De exemplu, dacă nu aveți bani, aștia 268.000 de lei, mai aveți posibilitate să intrați în fondul ăla de Ruben, pentru orice puteți lua din fondul de Ruben. Investiția. Numai pentru investiția. De asta eram curios. Doar pentru investiția. Bine, mulțumesc. Mai are cineva ceva de spus vis-a-vis de acest punct? Supunem aprobării. Aprobarea finanțării proiectului de investiții de modernizare și dezvoltare infrastructurii școlii gimnaziale în Sirea Cașa, în prețul acolo.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Da. Se abține cineva? Deci împotrivă? Doi. Dar aș vrea să știu când se finalizează această lucrare inutilă. Trecem la punctul 7. Aprobarea concesionării unui lot de teren în satul Sudan, domnului Ilie Constantin. S-a depus o cerere din partea domnului Dusanescu Constantin, care este concesionar al lotului IS-513 din satul Scutaru. Este de 513. Susținat Rusanovski, este vorba de cererea 5364 din 20 septembrie. Susținat Rusanovski Constantin, domnul Ciliat, cu bună amestirea ca și dezbatul, vă rog să aprobați concesionarea lotului IS-513, situat în satul Scutaru, cu bună amestirea ca și domnul Ilega, Constantin Cătălin, deoarece nu mai pot continua lucrările din motive financiare. Înțeles că lotul este împrejmuit cu gard de scândură, cu parte în lemn, fără fundație, imobil ce face obiectul contractului de vânzare, numărul 1697, din 15.9.2017, anexă la prezenta. E o procedură de transfer. E prezentă contractul de vânzare, cumpărare, încheiat, autentificat la notarul Dulceanu Bogdan. Știți că transferul concesiunii nu se poate face decât cu acordul Consiliului Local. Clar că domnul Samarski vrea să cedeze domnului Ileca Constantin odată cu bunul pe care l-a definitivat el acolo. Și dacă sunteți acolo, vă rog să o puneți la vot. Are cineva ceva de spus vis-a-vis de acest problem? Nu plătim pe concesiunea pe la zi? Da. Nu am o întrebare. Cam câte loturi au fost? Mai sunt acum concesionare. Câte loturi sunt concesionare? 160. În jur de 160. Nu, nu, pentru că mult am renunțat. 60 era inițial. De ce? Nu. Inițial a fost 184, dacă poate să am. Nu mă știți, domnul. Dacă sunt atâtea, mai scădeți 16 pe care îi scoate la concesiune și au dat de total. Atât. 16 sunt de zilele. Dacă vreți. Da, asta e de mare. Mai are cineva ceva de spus vis-a-vis de concesionarea terenului? Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 8. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar al Profesiei Gabriel, în calitate de reprezentant al adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI, în vederea exercitării votului referitor la aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Poate să trebuie tot mai bine, domnul primar, acolo, dacă vă rog. Da, acolo, am dat seama, că e o adunare la care... Negociați bine acolo pentru popor. Da. Un referat al adicului și o adresă în care, având în vedere solicitarea clave sau de modificare a tarifelor serviciilor prestate, altele decât cele de servicii de apă și de canalizare, conform articolului 16 alineatul 3 literate, coroborat cu articolul 21 alineatul 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, orice acte adițional care are ca obiect aprobarea, stabilirea, ajustării, modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, vor fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației, doar în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Față de cererea arătată mai sus, vă rog să analizați actele adiționale 33, 34, 35 în vederea exercitării votului în cadrul adunării generale privind tarifele pentru diverse servicii la care operează operatorul. Vreau să mă duc ce dai eu? Cred că da. Dar era stipulat în contractul inițial, până au încălzit să menținem. Nu, e vorba de apă. De apă. Nu de salutizare, e vorba de apă. De apă, nu? Da. Mă gândeam la salutizare, de ce faci? Trebuie să menținem contractul. Nu, e vorba de apă. Dar e vorba de apă. E vorba de apă. Asta e adică. Asta e adică. Avem aici suspiciune.
ce mă referitare. E vorba de ADIP, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Iar acolo suntem membri în Consiliul de Administrație, Comuna Mânsterea Cașca. Și acolo hotărăști, toți membrii hotărăsc vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel de județ. Asta era vorba de ala, care... La nivel de județ. Dar nu este clar. În pronunț cuvântul apă deja... Deja e firesc să ne lipsești, dar e firesc să examină pe cuvântul, adică nu trebuie să vă supere. Deci, nu, când e prea multă inundație, când... E valabil pentru mai mulți ani, și când acum avea noi apă, o să fie valabil. Asta să știm dacă e numai pentru anul ăsta sau pentru vreo 5 ani. Poate dacă delegăm, poate avem și apă, nu se știe. Sau poate... Da. E pentru mai mulți ani, nu, vă vezi serios. Nu la următoarea schimbare. De asta nu avem. Da, și de ce asta. Înseamnă că ați vrut să negociați apa, mă, să fie cât mai... De fapt, noi nu plătim, nu plătim la primării, nu plătim la primării. Probabil că la ultima, cum ai încetă de PNL-ul, i-a plouat foarte mult. Domnul Vasilie. Și, na, se mai întâmplă. Da. Mai are ceva ce faceți? Da, eu vreau să. E normal ca cineva din comuna noastră să fie reprezentat cu vot. Numai că eu îi propun pe unul de primar, ca când ajunge membru la adunarea asta generală a DIR, să aibă un cuvânt prin votul său care să țină cont de necesitățile comunii și să fie activ felul cu viitorul problema acolo, în sensul respectării intereselor pe care le are comunitatea noastră. Mai are ceva ce de spus vis-a-vis de această problemă? Atunci spune la vot cine este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Am băieți care aveau o poziție din asta. Vom merge mai departe la punctul 9. Proiect de hotărâre privind înfrățirea Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău cu Comuna Parcova, Raionul Edineț, Republica Moldova. Da. Deci, mă pot spune că în luna, în cursul lunii august, am avut onoarea de a avea ca oaspeți pe primarul Comunei Parcova, împreună cu o delegație. Nu vă ascund faptul că promotorul acestei acțiuni a fost domnul Rusanescu. Domnul Rusanescu. El are rădăcine acolo în zonă și, bineînțeles, că a ținut să ne atrag atenția asupra unei înfrățiri și cred eu că a fost o chestiune de bună autor, ținând cuvânt și de faptul că noi n-am mai avut o asemenea acțiune. Să vă filmează. Adică aștept de asta o păsărie și le dau un moment. Nu? Da. Deci vă spuneam că n-am mai avut o asemenea ocazie de-a lungul istoriei noastre din înfrățire. Noi n-am mai fost înfrățiți cu nicio comună. Și, sincer să vă spun, sunt onorat de și am spus-o și atunci, sunt onorat de invitația pe care mi-au făcut-o ei, ținând cont și de faptul că invitația vine din Republica Moldova. Da? Noi a fost foarte greu să ne înțelegem, pentru că evident vorbim aceeași limbă și se pare că avem și aceleași sentimente. Domnul primar, domnul Marcel Snegur, mai tânăr ca noi, Snegur, da? Snegur, da. Nu are nicio legătură cu fostul președinte. Are o vârstă de 40 și... 46 de ani, la 8 ani. Și ne-am înaintat o scrisoare de intenție pentru o înfrățire și am semnat noi o declarație de intenție, rămânând ca
hotărârea Consiliului Local Mănăstirea Cașin să fie definitorie în acest sens. O să dau citire scrisori de intenție către Gabriela Preoteze, primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, de la Marcel Snevăr, primarul Comunei Pacova, raionul Edines, Republica Moldova. Scrisoare de intenție pentru o înfrățire. Stimate domnule primar, prin această scrisoare de intenții, confirmăm dorința noastră de a stabili relații de înfrățire a Comunei Parcova, a regionului Edineț, cu Republica Moldova, cu Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău, România. Este cunoscut că relațiile de înfrățire reprezintă un instrument facilitator al prieteniei internaționale și al schimbului cultural la nivel local, precum și un mijloc puternic și benefic de consolidare a capacității de învățare, dezvoltare economică și socială. În acest context, sunt convins că relațiile noastre de înfrățire vor conduce spre dezvoltarea comunităților și acțiunilor voluntare prin motivarea și împuternicirea cetățenilor, oficialilor locali și liderilor de business pentru realizarea programelor pe termen lung cu beneficii reciproce. Acestea se vor baza pe dezvoltarea parteneriatelor, deschiderea oportunităților pentru schimbul de experiență și exploatare de alte culturi, crearea unei atmosfere economice și având în vedere legăturile istorice și culturale între cetățenii din România și Republica Moldova, în vederea dezvoltării unei cooperări prietenoase între Comuna Parcova și Comuna Mănăstirea Cașin. Prin această scrisoare propun promovarea schimburilor între cetățenii ambelor comune, desfășurarea cooperării în domeniul culturii, educației, instruirii personalului, economiei și comerțului, mediului, precum și bunăstarea localităților noastre. Prioritățile relațiilor de înfrățire ar putea fi cultura, consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, intensificarea schimburilor în artă și între comunitățile culturale în scopul exploatării mai multor oportunități, colaborarea între formațiile artistice, instituții și organizații culturale. Educație. Încurajarea cooperării și schimbului de elevi între instituțiile educaționale, între ambele comune, inclusiv schimbul de profesori. Guvernare locală. Consolidarea contactelor și schimburilor între autoritățile publice locale și încurajarea cooperării între funcționarii publici și aleșii locali. În scopul asigurării durabilității relațiilor de înfrățire, propun crearea unui comitet al relațiilor de înfrățire compus din reprezentanții ambelor comune, o unitate de coordonare responsabilă de facilitarea dialogului, schimburilor de experiență și cooperării în domeniile de interes comun și de elaborarea unui program de parteneriat cu acțiuni concrete în domeniile menționate. Suntem deschiși să finalizăm relațiile de înfrățire într-un acord de înfrățire care va intra în vigoare numai după aprobarea lui de către Consiliul Local Parcova și Consiliul Local Mănăstirea Cașin, ulterior fiind semnat de primarul Comunei Parcova și primarul Comunei Mănăstirea Cașin. Cu cea mai înaltă considerație, Marcel Snegur, primarul Comunei Parcova. Și s-a semnat o declarație de intenție pentru demararea procedurii de înfrățire. Noi, subsemnații, primarul localității Comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău și primarul localității Parcova din raionul Edineț, pornind de la necesitatea dezvoltării și consolidării parteneriatului strategic special și privilegiat între România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, fixată în acordurile și tratatele bilaterale dintre statele noastre, dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul comunelor, potrivit competențelor de care dispun și conformitate cu legislația în vigoare din România și Republica Moldova, afirmăm voința localității comunii cu localității Mănăstirea Cașin din județul Bacău și a localității Pacova din raionul Edineț, de a demara în cel mai scurt timp colaborarea și procedurile legale pentru a crea un acord de înfrățire bazat pe reciprocitate, echitate și valori democratice, cu scopul de a dezvolta legături permanente în beneficiul ambelor părți. Termenii acordului de înfrățire vor fi conveniți ulterior de comun acord în totală concordanță cu legislația în vigoare din Republica Moldova, Uniunea Europeană și România. Acesta va viza cooperarea în toate planurile, inclusiv în domeniile administrare publică, economie, învățământ, cultură, tineret, folclor. Prezentul document nu atrage după sine obligații legale. Este un angajament liber, consimțit și onorat. Este semnat astăzi 11 august în Comuna Mănăstirea Cașin, în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte. Și semnează cei doi primari. Da, și interesant totodată, pentru că s-ar putea, acum, ce să vă spun, dincolo de sentimentele pe care, evident, le nutrim pentru că sunt frații noștri, nu
trebuie să mai repetăm la nesfârșit. Probabil că acțiunile astea mici vor aduce odată și odată vor aduce o acțiune mare. Sperăm. Pe lângă asta, ei se uită la noi cum ne uitam noi, de exemplu, spre vest acum 20 de ani. Cam așa este privirea lor. Cu toate că pot să spun că, cel puțin ce am constatat eu la ei, că sunt foarte cizelați. Da? Deci nu te-ai aștepta ca să găsești... Noi avem o imagine a Moldovei rurale, da? Înapoiată, unde salariile sunt mici, da? O pensie de profesor universitar ajunge undeva la 80-90 de euro. Cam când e salariul mediu acolo? Salariul mediu. Cred că e mai mic de 100 de euro. E mai mic de 100 de euro. Deci, vă spun, o pensie de profesor universitar ajunge la 80-90 de euro. Tipul profesor universitar, nu... Prețurile sunt mai mici. Deci, dacă mediul este 100, dar nu că el, profesor universitar... Deci, da, da. Deci trăiesc din nimic. Din nimic trăiesc. Deci, lucrurile sunt destul de groase pentru ei. Însă, chestiunea asta, nu știu cât de mult, nu știu cum o vedeți dumneavoastră, dar nu va fi un avantaj extraordinar, o explozie culturală sau o explozie de schimburi culturale între noi și ei. Însă, se va materializa prin un grup de profesori, de învățători, de exemplu, că doamna a ieșit, să meargă acolo, să facă schimb, un grup de copii să vină de la ei, să vină la noi și invers. Deci, chestiuni din astea mici, dar care totuși au efectul bulgărului de zăpadă. Puțin câte puțin și la urmă se adună mult. Este un început. Iar ei sunt foarte curioși, în general, s-au prezentat, sunt foarte curioși să vadă cum trăim noi. Ei se gândesc că și noi trăim la nivel european, exact ca nemții. Da, da. Cei de la Temorei Prea, da. Invităm la Consiliul Local. V-am spus o ședință de Consiliu. Eu am văzut așa ceva, acum 2 ani, la Vascul. Cel mai păcătos, cel mai prăpădit județ din țara noastră. Am rămas profund impresionată de felul cum s-au desfășurat activitățile, atât din partea noastră, cât și din partea lui. Și m-am propus odată, dar acum s-a rămas de propunere. Bine că s-a finalizat. Da. Oricum, nu există prețuri nici acum. Aș fi dorit o comandă din cineva că îți avea. Suntem la vot. În prețirea Bucurii, Mănăstirea Cașin, Bucna, Parcuma. Cine este pentru? Sunt prețiri, da. Sunt de vot. Se există ceva împotrivă? Se abține cineva? Și am arătat și cum ce-o comisie legătură. Deci, având în vedere că în legătură cu problema asta, este foarte bine venit această înfățire cu oricare dintre comunele din exteriorul țării și atât o cât și cred și ceilalți colegii din Consiliu sunt entuziasmați pentru faptul că am ajuns să facem asta de profundul înfățire. Vreau în schimb să elogiez aportul pe care l-a adus în această problemă Consiliul Sadovski, pentru că datorită lui și cine îl cunoaște știe ce fel de om este, am ajuns să facem această înfățire. Din partea noastră, toată laudă pentru acest consătean al nostru, care lucrește la București, și sperăm ca acest tip de înfățire să continue. Dar nu numai din partea lor la noi, ci și din partea noastră către alte împresari. Aș fi foarte încântat dacă, de exemplu, comuna noastră ar încerca să înfățească cu o altă comună din alte state, din Franța, pentru că fac o mulțime de deplasări prin județul nostru și prin alte județe și văd
în fața primăriei, pentru că se prate pancarte pe care este scris cu litere frumoase, comoră plătită cu nu știu ce dată din Franța, din Belgia. Așa ar trebui să fie și la noi. Parcă s-a așteptat la bucăți la noi și Belgia, nu? Vorbeam acele strane. Așa am cred că în momentul când la nivel de județ se prefigurează o astfel de inițiativă, e bine să pedalăm și să punem cum ar fi. Mai mulți frază, mai puteți. Având în vedere că s-au epuizat punctele de propunerea de zi, deci am ajuns acolo la puncte diverse, vă rog să mă scrieți la cuvânt. Mai sunt materiale de prezentat? Mai tot la diverse de prezentat. Mai... Da, tot. Ordinea de zi s-a epuizat. Păi s-a epuizat propunerea de zi la diverse. O să prezint eu materialele. Deci o să prezentăm noastre materialele și apoi vă rog să vă scrieți la cuvânt. Doamna Urcă. Domnul Beloiu. Domnul Cicodaru. Altcineva? Domnul Cicodaru. Domnul... La. La. Altcineva? Bine, poftiți, domnul primar. Dați citire materialelor care o să-ți fie prezentați. Da, în primul rând, ne-a venit o solicitare din partea primăriei Zlănic și mai precis a societății comerciale util Prestep SRL, prin care ne solicita ca regim de urgență să închiriem un autocompactor. Eu am semnat contractul 35, autocompactor, o mașină, pentru compactat. Aveau probleme cu mașina la Zlănic și le-am semnat un contract pentru 30 de zile. Mașina de gunoi. Mașina de gunoi, da. Autocompactor pentru deșeuri. Le-am semnat, le-am dat utilajul, pentru că eram și noi curioși să vedem mai merg, nu mai merg. Le-am semnat un contract pentru 30 de zile, pentru 2000 de lei pe lună. Urmează acum, să, dacă sunteți de acord, să le mai prelungim sau nu. Mă dorim până la sfârșitul anului. Dar ce fac eu? Îl folosesc, le-au căzut o mașină și îl folosesc la strângerea deșeului. Ei n-au contract? Nu. Nu și așa o ținem degeaba. Ce un ban care vine? Deci sunt 2000 de lei care îi luăm în fiecare lună. La mașină, așa avea tu cu șofer? Nu, nu. Șoferul lor au pus baterii de la ei, nu mai avea baterii. Așa, și... Am făcut o evaluare tehnică când ați dat-o și cum ați dat-o? Am făcut o evaluare, mașina merge, e în funcționare... Dar ți-a luat un praf peste 3-4 zile? Nu, am făcut clar că da, am făcut. Dacă am făcut, atunci la remorc... Dar... Da. Acum, ce-ți vă spun? N-au investit-o. Bun, și dacă se strângă, eu care am răsarcinat. Absolut, absolut tot ce înseamnă piese de schimb consumabile, ei trebuie să le pună, că ei, prin contract, și-au luat obligația, da. Vreau să vă informez. Ai venit, ați citit și nouă, da. Păi citim contract. Obiectul contractului. Obiectul prezentului contract constă în darea folosință, închiriere de către locatar locatarului, locatorului, a autovehiculului descris la aliniatul 2 al prezentului articol, proprietatea locatarului, denumită în continuare și în prezent contract autovehicul, în schimbul achitării de către locatora unui preț. Autovehiculul închiriat are următoarele caracteristici. Marca Renault, tipul 44AHM, per 2013, Midlum 280 TXI, culoare alb, caroseria pentru pneuier, număr de matriculare Baco 06 DAO, seria fabricații, condiții de folosire. Da. Păi nu, interesează și prețul și
Predarea. Predarea primirii autovehicului închiriat se va face la terenul convenit de părți, după semnarea prezentului contract și va fi consemnat în proces verbal de predare care constituie anexa 2 la prezentul contract și face parte integrată din acesta. Autovehiculul se pune la dispoziția locatorului, preună cu carte de identitate, carte tehnică și toate celelalte dotări corespunzătoare, ce vor fi inventariate în procesul verbal de predare primirii. Autovehiculul îndeplinește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecțiuni sau lipsuri. Locatorul garantează că autovehiculul ce îl închiriază îndeplinește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și neavând defecte și lipsuri, funcționează la capacitate și la calitate descrisă în contract. În cazul în care autovehiculul nu funcționează la capacitate și calitate garantată, de locator, locatarul poate cere reducerea corespunzătoare a chiriei sau rezilierea prezentului contract. N-a fost. La carte, ce e la carte? Cum? Carte de identitate, deci asta. Da, așa. Carte de identitate. Nu, dar nu așa că la carte de identitate. Acest cald vreau să vă mulțumesc. Eu poate să o vând, cu carte. Nu, nu, nu. Că cum să ai zis că... Păi chiar așa, are o documentație... Așa, dacă vreau să nu aveți completează și o minte și tot ori din, dacă vreți. Cred. Dacă la care nu sunt așa. Poate să ai domnul numai caroțenie. Gata să facă un video. Dar trebuie să-i facă revizii. Cu ce revizii? Deci o lună revizii? Poate e din experiență. Da, da, trebuie să-i revizie din momentul ăla să-i revizie. Da, deja... Da. Condiții de folosire. Locatarul închiriază autovehiculul în scopul transporturilor de deșeuri menajere și sau asimilabile acestora. Orice altă utilizare contrară la traficul locatorului pentru eventuale daune sau avarii produse. Locatarul are angajat șofer cu vârsta împlinită de peste 21 de ani și posedă permis de conducere categoria necesară utilizării autovehiculului închiriat. Cu sancțiunea plății de daune și a excludere de la acoperire de către asigurare, autovehiculul nu va fi folosit și condus în următoarele situații. În contravenție cu legislația amicoare și cu orice alte reguli de circulație, pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit, pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau alte obiecte. În timp ce locatarul sau persoana de la volan este sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau altor substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a reacționa. În concursul curse sau teste auto, pe drumul demarcate pe harta oficială a României, să nu fie dată în folosință niciunei persoane neautorizate, orice altă persoană care nu este menționată în prezentul contract de închiriere. Locatarul se obligă să păstreze autovehiculul închiriat pe durata în care nu îl folosește și să țină asupra sa documentele acesteia. Indiferent dacă asigurarea a fost sau nu acceptată, locatarul este responsabil pentru valoarea totală a reparațiilor în caz de daună asupra mașinii sau daună intervenită în legătură cu mașina într-unul din cazurile de mai sus. În caz de accident, locatarul își asumă obligația ca în cel mai scurt timp posibil să anunțe atât locatorul cât și poliția și să se prezinte la cel mai apropiat post de poliție pentru a obține proces verbal constatator al accidentului până la sfârșitul perioadei de închiriere. În cazul în care locatarul nu prezintă acest proces verbal, acesta își asumă responsabilitatea pentru reparații integrale. Asigurările sunt aplicabile numai în cazul în care locatarul prezintă actele constatatoare generate de poliție pentru accident. În cazul în care locatarul nu prezintă aceste scrisuri, el este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plată și acceptă să facă această plată. Locatorul nu răspunde pentru pagubele suferite de locatarul de persoane care îl însoțesc în legătură cu autovehiculul pentru pierderea sau deteriorarea proprietăților personale lăsate nesupravegheate în interiorul autovehiculului, dacă acestea nu se datorează unor defecțiuni legate de autovehicul. Condiții generale pentru asigurare. Asigurarea include răspunderea civilă auto pentru vehiculele locatorului, conform limitărilor stabilite de legislația română, în cazul în care valoarea pagubelor accidentului depășește limita stabilită de lege, locatorul este responsabil în mod direct pentru diferența dintre valoarea totală a pagubelor produse și limita maximă acceptată de lege, fiind de acord cu acoperirea integrală a valorii. Valoarea asigurată nu include folosirea mașinii în scopul transportului substanțelor inflamabile. Pactele produse asupra anvelopilor, roților, oglinzilor, geamurilor, precum și cele produse la podea exterioară și în interiorul autovehiculului nu sunt incluse în asigurare și în cadrul daunei asupra acestor. Locatorul este de acord cu prezentul contract să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestuia ca și cheltuială proprie.
În cazul în care se face plata prin card și lucrătorul este de acord, acesta autorizează lucrătorul să debiteze contul de card indicat de la raport. Și înscris în acest contract cu sume necesare, sume care pot fi justificate cu documente probate. Asigurarea nu absolvă locatarul de responsabilitate de plată pentru pagubele produse autovehiculului în cazul de următoare. În contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație, pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit, în timp ce locatarul sau persoana de la volan este sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau alte substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a reacționa. În cazul în care locatarul a furnizat către locator informații false privind identitatea sau adresa sau valabilitatea permisului sau de conducere a personalului propriu, locatorul declină orice responsabilitate pentru daunele cuvenite de locator terților. Prețul contractului. Prețul închirierii autovehiculului este de 2000 de lei pe lună. Modalități de plată prin ordine de plată. Suma scrisă în contract ca preț nu include valoarea unor posibile avarii ale autovehiculului produse pe rata închirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalități. Combustibilul nu este inclus în preț. Durata contractului. Termenul de închiriere este de 30 de zile cu începere de la data de 25 ianuarie 2017 până la data de 25 septembrie 2017. Durata contractului poate fi prelungită pe noi termene de timp numai prin acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract. Întârzierea la predarea autovehiculului are următoarele consecințe. Dacă întârzierea este cel mult o oră, dacă de ora începerii contractului, nu se vă percepe penalități. Începând cu a doua oră de întârziere și până implica împlinirea celei a patra inclusiv, se vor percepe penalități de 1% pentru fiecare oră în cuantum închiriei de aturate pe zi. Obligațiile locatorului. Să predea locatarului autovehiculul cu toate actele necesare și dotările aferente, să se abțină la orice fapt care ar avea drept consecință tulburare a locatarului în folosința bunului tulburare de fapt sau de drept, locatarul nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terț prin drept asupra bunului. Locatarul este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale autovehiculului care îi împiedică întrebuințarea. Locatorul nu răspunde însă pentru vicii care îi fac locatarului incomodă folosința și pe care acesta din urmă le-a putut constata la încheierea prezentului contract. Drepturile locatarului. De a plăti contravaloarea chiriei autovehiculului, de a suporta costurile de întreținere și alte costuri suplimentare conform prevederilor prezentului contract, de a exploata în condiții normale autovehiculul conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate manual de utilizare, de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite în perioada închirierii de către producătorul autovehiculului, ce face obiectul prezentului contract, de a suporta costul primei de asigurare facultativă de răspundere civilă autorizată cu valabilitate pe teritoriul României, de a returna autovehiculul la data expirării contractului, conform prevederilor prezentului contract, în cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu excepția celor provocate prin forță majoră, locatarul nu răspunde în solidar cu asiguratorul locatarului pentru cheltuielile aferente a aducerii la stare inițială a autovehiculului sau înlocuirea acestuia cu unul similar de marcă, tip an, fabricație de tăși în valoare de ea. În cazul în care asigurătorul locatorului acoperă în totalitate acestei cheltuieli, locatorul este exonerat de răspunderea civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală în condițiile legii. Pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment cu chiria sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul locatorului, este obligatorie declararea acestora de către locatar, conducătorul autovehiculului, organelor de poliție din raza localității în care s-a produs evenimentul. În cazul în care autovehiculul a fost condus sub influența alcoolului, la loc, îți place că este unică mai mult din astea băgată pentru a ține. Da. Ideea este dacă ne prelungim cu 30 de zile, da. Până la 31 decembrie. Da, vreau să vedem cine semnează, pentru că știu că prima oară a fost demis. Ce anume? Cine semnează contractul de partea străinului? Societatea Comercială Util Prest Serv. Exact cum e la noi. Societatea Primăriei, știți. Domnul primar, când închiriezi lozacii, cu lozacii, autoturism de la ăștia care închiriază mașini, pe zi 800 și ceva de euro. Și ca să-ți dai mașina, trebuie să pleci în gard niște bani acolo.
Dumneavoastră nu puteați să faceți chestia asta și să stipulați un contract. Să vă fi lăsat un miliard, o jumătate de miliard acolo, o spun așa că... Păi da, de ce râdeți? Da, discutăm de două instituții. Pentru că... Nu discutăm de... Păi da, nu, dar... Și vorbim acolo. Ideea este dacă suntem de acord să-l prelungim sau nu. Dacă nu, îi dăm telefon, mâine vin... Păi ne-ați întrebat când ați dat o prima dată? Eu nu mi-aduc aminte. Ce anume? Când ați dat mașina, de-ați închiriat, când ați întrebat. A fost o chestiune de urgență și... Din cauza asta l-aș făcut pe 30 de zile. Aș fi spus, doamne, nu-l fac pe, până la 31 decembrie. Eu îl supun, apropo, de păsat de tot. Ați dat documentația completă la mașină, ca pe identitate și așa. Nu, e ca să vând totul. Nu, da, am luat, Catea nu e la contabilitate la noi, nu e datul la ei. A fost trecut în așa, o radie. Eu vreau să mai spun ceva și după aceea. Mai întâi că, în momentul când se vede mașina, trebuie să se vedea și anumite fișe cu numărul funcțional, pentru că trebuie să vedem când se amortizează și asta tot în contabilitatea noastră trebuie să fie stipulată. Dar asta vreau să vă facem cu acele contabilitatea noastră. Eu altceva vreau să-ți pot elege. Faptul că, în momentul când cei de la Sănici, ca un cei neapărat să facă vârst de astfel de mașină pentru lucrăratul numaierilor, mă întreb eu, că toată lumea se întreabă, cum am rezolvat problema numaierilor, că de cine am apelat la societatea asta care transportă da, corect, la corect, corect. Pentru că ei sunt mult mai gospodari decât noi, ei au refuzat să folosească serviciile să cerveze din Bacău și atunci s-au gospodărit cum trebuia de altfel să ne gospodărim și noi. În ideea că vom plăti mai puțin pe... Primăria Să vin cu Moldova. Deci dacă nu știați, Primăria Să vin cu Moldova trebuie să-și declare stare de faliment. Păi nu avem cum să știu decât dacă nu noastre. Că faceți parte din corpul primarilor. Da. Eu știu că primarul din Sărnic a fost demis. Asta știu. Dar că e stare de faliment, ceea ce nu vă doresc și dumneavoastră. Atât de vedere salariul din extraordinar pe care se termină. În fine. Cine este pentru prelungirea contractului? Tot. La 31 decembrie? Da. Cine este pentru? Tot. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mai aveți ceva de prezentat? Da. Mai am de prezentat o cerere a domnului Blănaru. Păi, odată cu ieșirea la pensia domnului Aldea, se simte nevoia de înlocuire, de fapt, vă dați seama, cu unul de vreau să mai putești de cămin, plus că am găsit un domnul Blănaru Cristian, un om care vrea să reînvie un pic activitatea culturală la noi în comună. El are experiență vis-a-vis de trupele de dans, de lucru cu tineri și așa mai departe. Vecinul la vecinul la rol. Cristi Blănaru care a lucrat la jandarmerie. Iar băiatul are experiență bogată cu cei de la Căiuț. De pe acum ajunge pe Doreata în sortona. Da, dar nu mă trebuie să nu mai să vedeam să nu mai ideea este că, în discuție pe care am făcut cu domnul Blănaru, el nu vrea să implicim așa și îi explicam și necesitatea de a prelua, cumva, activitatea de la Cămin. Băiatul lucrează ca jandar. A fost? Nu știu dacă poate. A fost activitate? Poate.
Acolo există o bază materială care trebuia predată la fiecare nuntă, de exemplu, la fiecare organizare. Și știți ceva din asta, pentru că avea de organizat ceva cu școala, trebuia să vă predea cineva. Nu vă puteați duce în asta sau să vin eu ca primar să vă predea. Da, am înțeles acolo despre ceva de activitate, că având în vedere că ne-a spus înainte dansul și așa mai departe, o activitate la... De ce nu se la Căbiști? Din genul ăsta n-am făcut ăsta. Vă dați seama că nu dansează, cum au zis, dar nu chiar în hap. Trebuie să mă învățesc, dar așa nu trebuie să mă cum îi spuneați. Subsemnatul plenarul Cristian, domiciliatul Comuna Mustreaca, și vă rog să aprobați angajarea în funcție de responsabil la Căminul Cultural, am spus. Da. Înțeles că în perioada 2017 am activat ca membru și organizator la mai multe ansamblu folclorice. În baza unei... Deocamdată fără bani. Dar probabil cu debatul. Trebuie modificat statul de funcții, trebuie noi funcția respectivă, nu-i prins. El deja este angajat. Dar nu ce face să lucreze cu copii, să nu trebuie s-a interesat și dă-mi voi. Doar atât. Să figureze la noi în organizare, ca instructor de dans sau ca ceva. Deci pentru învățământ o să-i dea voi, pentru învățământ. Ca instructor de dans poate să facă. Da. Deci, poți să fii instructor autor, poți să fii instructor autor, să fii și polițist. Nu te deranjezi. Ca instructor de dans trebuie să ai niște documente care să te atreste, să-ți spun o calitate, să te atreste, să ai o hârtie care să scrie instructor de dans. Cel mai mare în această zi, dar nu știu, 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 Cine este de acord cu colaborarea propusă de domnul primar? Eu votez pe domnul primar. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Eu m-am întors. Da, chiar. Da? Da. Da. Ce vreau să țineți de votare? Ca să fim împotriv. Da. Știi de orice lucru, dar e... Aveți de lucru. Vreau să văd cum e să dansă. Crezi că ar trebui să dea o probă de dansă, prin să fim convinși că... Adică să fac cineva gratuit, nu facem nimic. Dar nu m-am spus nimeni să facem gratuit. Nu, asta era început gratuit. Dar în cerere scrie că în mod gratuit? Nu, da. Nu scrie gratuit. A, scrie gratuit. Da, totuși, da. Vrea să mai am o cerere din partea doamnei Ciubătaru Doi, care știți cu problemele pe care le-a avut.
vine cu familia să o scutim de niște impozite. Și le are. Și le are. Și se dată ce vă dată doar în locul domicilului pe una mănăstrie acasă și prezenta cerere, vă aduc la conștiință următoarele probleme ale familiei mele, la care o mare parte din cetățeni le cunosc, am spus aici. Confrontându-ne din omul în care se pune probleme în justiție și nu mai a apărut și decesul soțului meu, Cebotar Ioan, rămas fără niciun verit, vă rog să îngăduiți această problemă care nu mai pot descurca. Când restant la impozit la primărie, în anul 2014-2017, urgând să acceptați scutirea de aceste sume. Da, știți că noi am mai procedat în cazul unui deces și au spune la ei, Leo era cel care susținea cu pensia lui familia. Acum e rămas într-o situație mama de locată. Cine este pentru? Scutire de impozit? Este cineva împotrivă? Să ne ajungem la? Da. Mai avem ceva de prezentat? Mai avem ceva de prezentat. Las... Tot făcuiți. Da, mai țare și să mai țare. Ceva mai țare. De ce? Am fost și sunat personal, adică am fost pregătit. Da. Exact. Deci, folosind din privat, spune că nu mai poate să ne încheie partea de la Pietroasă. Deci, după cum am înștiințat, cred că în momentul începerii exploatării în parchetul pe Pietroasă, OVA 27, APB 968-368-398, din iulie 2016, dar și pe parcursul exploatării, materialele nu s-au fost extrem de depreciat. Faptul care a făcut ca aceasta să fie refuzat de cetățenii comunii, rămâne nevalorificat în păduri. Ulterior, în 27 februarie, după ce în prealabil o comisie desemnată de Consiliul Local a făcut cea invalidare a lemnului de apreciat, am revenit cu altă adresă prin care am solicitat declasarea acesteia și scăderea din contractul de vânzare-cumpărare. În ședința din februarie 2017, am încercat o modalitate de vânzare a acestuia, coborând prețul de cost, ocazie în care s-a mai vândut la 17 metri cub, iar ocolul se din mănăstirea Cașin ne tot pistonează pentru că afacere primirea parchetului. Bineînțeles, populația comunei dorește să cumpere materiale lemnos, dar un lemn sănătos și nu un astfel de lemn, cum ar fi trebuit să fie marcat și exploatat în care cu 7-8 ani. În acest context, vă rugăm să dispuneți declasarea și în consecință scăderea materialului de fricat din contractul de vânzare cumpărare. Domnul primar, am fost acolo eu și în dublă consilier. Acel lemn pe care spune el că e putre, putre, aici, în Consiliul Local, am decis să-l dea cu 30 de lei metru cub. Corect. De ce până acum n-a dat ca să recopere aia 400, nu că 17 metri i-a dat după ce am fost noi acolo, 17 metri, după ce am fost, clar. Deci 17 metri a recuperat, i-a dat, dar acolo e vorba de să nu spun de furăciuri. Să spunem dispariți elevii de păduri, hai să o luăm așa. Dar unde-i doborâturile? Când m-a rumea cușul jos să vede. Unde e lemnul? E vorba de 390 de metri cubi acolo. 300? De 390 de metri. 400? Sau, da, 400 și minus 17 metri aia care l-a dat după ce am fost noi acolo. El dacă îl dădea cu 30 de lei lemnul care era acolo, cu siguranță își recupera pagubă și nu s-a ajunge aici. Eu nu cum am făcut pentru chestiunea asta, nu o să fiu de acord și vă rog, domnul consilier, nu vă băgați singur. Stați un pic, dar a fost o comisie, s-a zis că lemnul de fapt există. Parcă așa am înțeles că a fost. Există, da. Dacă există lemnul, ori există. N-am venit pregătit, dacă știam de chestia asta, eu veneam cu tot cu procesul verbal, cu tot ce am constatat. Acest lemn care este considerat putregare, el a fost marcat ca putregare. Este vorba de cealaltă parte care vor să o scoată ca putregare. Și noi nu putem face diferența între putregaiul care a fost marcat ca putregai și lemnul care s-a găsit după aia. Lemnul a dispărut de acolo. La să fie întrebărat. A dispărut lemnul, s-a găsit toamna, iarna și primăvara toată. A dispărut lemnul de acolo, deci
clar. Înseamnă comisia a spus deja, nu? Păi, dar la ce spune? Păi, ce voia să scopie el acolo, nu puteam eu să-l fac pe voi. Și nu o să-i fac nici acum. Și cel care va fi din partea ăla... Lemnul ăla are o cioară. Nu că sunt o marcă care e pusă pe ăla. Se poate verifica marca ce s-a vândut și s-a durat. Adică chiar nu e așa. Bun, dar nu asta e problema noastră. Și problema noastră în momentul respectiv era, doamne, dacă este recuperarea bani sau recuperarea sau ce se poate pentru... Eu zic să are parte, dar oricum trebuie scoasă la limanș, trebuie încheiată. Oricum, oricum nu mai las, eu le primești. Și atunci trebuie să-l găsească la un... Dar din APV-ul cât am mai rămas de vândut? Nu, pe siguranță nu, pe siguranță și el a făcut pe gaiul care, deci era de 30 ceva de metri cub. Deci nu, nici, deci nu erau 300 de metri cub, dobără joc s-a făcut pe gaiul. Mai erau și picioare. Eu vă spun așa, noi dacă nu ne scoteam și să vinem către populație, și clar, populația e destul de selectivă, nu și a omului. Clar, da, nu am fost acolo și eu, am dobărât joc și acum eu l-am luat. Deci dacă nu, noi nu aveam posibilitatea să vinem, nici un agent economic nu lua pregaiul ăla de acolo, oricât ar fi fost, da? Nu, da, la ultima șase de-a fost, dar cu vorba la cetățeanul se ducea că l-a luat, nu știu cum a spus la război, la sol. Așa, 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 nu mai trage, 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 Pentru că comisia acuză de fraudare a partidei, dacă ați considerat o fraudă, da, doamne, urma măsurătorului s-a pus la fraudă. Că dacă a fost stabilită o comisie din partea de Consiliul Local, comisia care a fost stabilită poate să ne prezinte exact situația și ce spune comisia? Da, știu că nu am documentat la mine, dar am știut. Aurelia ședință a zis că am fost acolo și am cam este lemnul. Eu așa înțeles. Bănuiesc în Svetul. Da, așa înțeles. Și nu m-a așteptat. Nu de natural. Deci nu, era vorba de calitate și nu de cantitate. Era vorba de calitatea. Dacă știam că face hârtirea asta, eu veneam cu documentația și îi spuneam exact. Domnule, să vă spunem, vă puteam să ne vorbim în ședința viitoare. Pot să spun și eu două vorbe. Eu am avut o discuție personală cu domnul Aldea și mi-a zis cam în felul următor. Că, într-adevăr, o parte din lemnul ăla a fost putret și când îl dobora jos, se rupea în 3-4. Acum problema este, după ce am aprobat noi cu 30 de lei metru cub, numai 17 metri cube a reușit să... După ce am făcut noi comisia, am mai dat 17 metri, da? Nu cu 30 de lei. Așa mi-a zis și mie, că după ce am aprobat noi... Acum asta e o tăvârție. Deci am făcut 17 metri. Nu. Ne spune, ședința de februarie 2017 s-a încercat o modalitate de vânzare a acestei, coborând prețul de cost. Ocazia cu care s-a mai vândut 17.000 de lei. Acum, poți să continui, acum problema este alta. El spunea că se așa autorizația pentru ca să dea foi de transport, s-a expirat în noiembrie și a prelungit ăștia de la Opol până acum, până la sfârșitul lunii. Acum problema este că el nu mai poate să mai vândă, indiferent, chiar dacă vrea cineva cu pregai din ăla, nu mai poate vinde, că s-a expirat termenul. Și nu-i mai dă voie Opol, eu așa am înțeles. Mai pune condiții care are două parchete, care trebuie să le dea acum, adică să taie și o folosific a zis până nu clarifici treaba să închizi aici paschetul, nu dau voie nimic. De ce am lungit cu domnul? Am așa ceva, așa mi-a explicat acum. Nu dați seama, nu trebuie să vă mă gândesc. Dacă a soluții, care ar fi domnul Cuvat? Dumneavoastră trebuie să aveți soluții. Ca soluții vă spun eu și asta se va și întâmpla. Ei reziliază actul și găsim. Nu mai poți mai... Nu mai găsim, de acolo nu-i scoate oporul la licitație. Da, și cine rămâne din platul și să fie foarte serios, nu? Cam asta e. Și lipsa? Cum să-și justific? O plătești. Și cine o plătești aici? Da. Societatea. Maestru de exploatare? Maestru de exploatare. Păi vedeți, al mai mic. Că la tot, au mai luat o chiftea din genul ăsta. Da, asta este. Au mai luat o chiftea din genul ăsta. Gestionarea. De ce? De o
complet. Acum, și chiar 300 de metri, cum nu cred eu, că e strada, fie prea mi s-a părut. Dar dacă ceea ce este, eu am fost acolo și când am zis cu parchetul și... Adică la 300 de metri... Aveam luat pe lista, îl puneam pe lista de... Trebuia de atunci ceva și am făcut. Făteam un SRL-ul, oarecare, băi, iau și spatele... 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 La Adrian Chelaru. Și la Călbuc. Și la Călbuc. Și sunt două, la, sunt și la Călbuc, dar nu cred că se duce cineva la Călbuc. Și sunt două făcute acum, le-a trimis la ITRSV pe Risaca, le-a trimis pentru verificare la ITRSV și le dă drumul la Chilocaș. Dar una care este operabilă... Dar prețul este la acolo, nu mai prețul. Prețul e la acolo. Vorbeam de poate de astea, care o are eu, deci 200 de mii de cifre, care era prețul care m-am pus la mea aici. Măcar, mă reclau, mă necăjet. Nu mai dar nu puteam, dar nu le vorbim mai mare. O idee este să și vorba de 30 lei, dar și nu, nu, s-a, nu a spus la populație și nu s-a dus. Sau cine s-a dus, zicea, nu-ți dau de aici, trebuie să îți dau de aici. Din partea cealaltă, m-a dat un parche, pune, dar nu, 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 nu știu, dar eu nu văd care e voie, o să-i zicem la mie, dar care e voie, nu 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 e voie, Când am pus o problemă a drumului de dealul strâmb, mi s-a
Acum pentru ce veni pentru casa la mănăstire? Cine? În ședință aici am vorbit. Păi și părătul meu, ca și unul, de ce să ia părătul? Nu, în caza mea, nu. În caza mea, nu. Doamne, eu cred că nu-s nebună. Când eu am pus problema în ședință, și-a spus că acel grup i-a luat și nu ca și cum să care, Doamne, pe Biruș? Nu, la cimitir. Da, dar mai ai spus că nu la cimitir? Da. În spatele cimitirului, 100 metri în teritoriul nostru, care e nimic așa. Da. E o... Da, în cazul de teritoriul nostru, da. Teritoriul nostru, da. Mare. Dar nu știu ce nu știu. 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 Deci, mi se vede această cerere. Cerea 4336. Să-ți dat un termen simplu din comunitatea așa și să adorăm. Vă rog să vă rețeți abonarea de aia fie de pe toată de aia. Vă rog să faceți liniște. Vă rog să unui cazan de cei. Asta e mai bun. Cine spune la vot cererea domnului Brevene? Cine este pentru? Terenul ăsta de unde e? Dar nu, e 100 de metri de dar de ce se face să rău la băiatul care are din mai? Da, asta e o problemă. Pe ei, dar cred. Eu de ca să cred. Să punem la vot cine este pentru acordarea 100 de metri pătrași. Sub ce formă acordat? Chirie. Tot am înțeles. Cine? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine e împotriva? Nu, nu, nu. Da, cine e împotriva? Da, nu, nu. Da, atât, nu? Da, nu. 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 Da, vizită. Domnul primar, mai aveți ceva? S-au scris la cuvânt, la diverse, doamna Burcă, domnul Beloi, domnul Cipotaru, domnul Tici, domnul Geralu, domnul Lazar. Vă rog, în ordine, doamna Burcă. Problemele organizatorice. Nici nu mai bine să spun. Cred că am să-mi aduc ceva să mă înregistrez eu cu mine. Să văd, măi. Am spus problema cu părul meu, s-a abit părul, l-am vopsit și s-a beștia. Sunteți în direct la noi. Toți vecinii a spus că puneți o cameră de la vedere. Am ajuns să mă facă de râs, că altfel n-am cum. Au cules fasolea, păstăile le-a dus acolo. Au și până și clocitoare le-a dus acolo. Borcane. De asta cum le cheamă? Conserve. Tot ce a plouat acum și am fost la limită de nu ne intra la toate casele care sunt în acolo. Șocolat, mâini, mâți, moarte, câini, ci, vă rog să credeți că este un, cum se cheamă, de infecție. E mai rău ca la bătuna zonă. Cum o să poate pune, să ia niște măsuri să... Dar unde să ducă și ursul dacă este o teară? Să oblige să dai tot ce e acolo, îți copaci de multe vezi. Eu nu s-a văzut. S-au certat ca nu știu cine, dar ce? La Ieremia nu poate să lasă un geam deschis. La Sitariu, femeie bătrână, vai de capul ei. La fel. Dacă nu există nicio modalitate pe asta. Dar există măștere, cum e să nu că nu există. Bine, atunci dumneavoastră... Există un procedur să dea primăria. Și vor... Păi, dar ce? Să ce statoare? Eu să suport portările lor. Deci, dumneavoastră, veți analiza problema și vreți... Ceea ce știți, moștenitori sunt, nu au dezbătut moștenirea. Da, și atunci probabil... ce să stea mizeria aia acolo? Păi da, că nu au dezbătut moștenirea. Ce suntem în centru, la comună. Nu ai cum am avut. Cred că să vedem, poate să sezăm noi moștenitori. Domnule, omul, dar și dar ce există, ca să vă puneți... Da, trebuie să sezăm noi din oficiu. Din oficiu, la... Da, o să vă hotărăți dumneavoastră, să analizați problema doamna Burcă, o
să vedeți unde mi-a zis. Oricum, e și vorbesc cu vecinii, să vedeți ce e acolo. Destul de delicat. Deci s-a înțeles, e așa. Mizerii focale. N-am înțeles cu deșeurile. Sunt depozitate pe uliță, mergând așa, sau peste? Și peste și pe uliță. Așa. Și când, acum când a venit apa, a înfundat podul, acum la, cred că l-a terminat din, din nou, la capătul la care scăpau vacile de picioare, la capătul podului. Pentru că au luat toate gunoaiele, s-au înfundat în pod și apa a izbit cât a fost și cum a avut. Și încă o problemă, acolo n-ar trebui la porțile fiecăruia. Cum am eu, cum are Rența, cum are Goia, cum are Cucu, toată lumea să aibă șanță? Acolo unde? În spate? La Jinia, la Jian, la Sitaru. Spuneți în spate, la... Da, la spate, la acolo. Da, și din ea așa. Ia, uite, le, ăsta, cum îl cheamă? Laurica, rusul, are șanță. Din coace, la doamna Cucu, unde e terenul arabil, are șanță. La fostul Pânzaru, are șanță. Dar cum? Unii au, unii n-au. De-aia vine apa și stărâmul. Obligați. Da, băieții de la ajutor social. Facem o hotărâre de consiliu local. Este? Păi dacă este, să o punem în aplicație. Să vedeți, să vedeți, domnul primar. Nu vorbesc. Dacă stau bine și mi-aduc aminte, chestiile astea au fost întotdeauna. Dar am fript o amendă de 100 de milioane unui prieten de la Rubești și au dispărut. Așa, așa, unde am mai văzut cu noi? Asta este. Pe drumul către domnul. Cam mult. Acolo de la Tereu, cum se face cu vorba, se ferească Dumnezeu, ce? Și moartă ciun, se ferească Dumnezeu. Dacă ar mai fi acum, drumul care merge spre Ciubotaru, spre Domnul. Așa. În spatele lui Tereu, ăla care a ieșit în urmă, în curba aia, să vedeți ce e acolo. Trebuie. Ce pământ? Mai duce. Aruncă pe mâine. Mai duce, dar eu mă duc și văd și nu spui că mai mult pământ. Și s-a făcut curățenie. A venit pădor, l-a împins, l-a lucrat degeaba. Și pe mâine rău a fost. Pe mâine și nu știu am curățenie. Apoi le-a luat. Apoi le-a luat. Acolo trebuie să arată că trebuie sub cameră. Păi tocmai, și așa, eu le-am zis deja. Sub cameră, stău. Te fiți atent că domnul primar a montat cameră. Și o să vă trezesc cu amendă, că nu o plătesc. Ba, o să vă ia din prețul la cum plătiți. O dată, două ori, trebuie să zeziți. Nu se poate. Dintr-o rezultat așa. Era frumos. Doamne, vă aveți? Nu. Mulțumesc. Domnul Beloiu. Și-o pune niciun mat. Da. Suntem la diverse. Da, da. Eu revin cu problema care am ridicat-o la începutul ședinței și am venit cu situația ordinii de zi care a fost pe toată sumă întocmită fără niciun tip de responsabilitate. Adică vreau să vă zic că problemele care s-au trecut în comunicator, 9 la număr, sunt probleme aș zice chiar neesențiale, timp ce problemele care interesează într-adevăr comuna n-au fost trecute deloc și nu s-a amintit de multă vreme de ele. Iată, de exemplu, cu câteva ședințe în urmă, noi am discutat aici o problemă legată de situația dispensarului și am aprobat aici ca în legătură cu dispensarul care trebuie reabilitat și reglementată situația juridică a terenului acela, cât și a clădirii, să angajăm un avocat pentru care am aprobat suma de 60 de milioane ca onorariu de avocat și până la ora asta nu știu nimic. Ar fi bine ca domnul primar să ne explice, să ne explice cam care este situația acestui, acestui proces. Este el pe rol? S-a ținut vreo un termen? În sfârșit. Și ce ce șanse avem ca să câștigăm terenul și dispensarul? De fapt, altceva aș fi vrut să spun la început, că este bine și ar trebui să votăm în Consiliu, ca în fiecare lună, când ținem ședința Consiliului local, domnul primar ar trebui să facă o informare, un fel de, să zic așa, raport lunar, care să ne prezinte cam ce a făcut dânsul luna anterioară, dacă se poate, cam câți bani a cheltuit și mai mult decât atât, am cerut și la altă dată ca contabilitatea să ne prezinte un extras de cont de la trezorerea din Onești și să ne spună luna anterioară cam cât s-a cheltuit și pe ce s-a cheltuit fondurile din bugetul local.
Țin neapărat ca acest punct din ordinea de zi să fie pur și simplu trecut în ordinea de zi. Pentru că noi suntem aceia care votăm bugetul, noi suntem aceia care dispunem de acești bani, dar fără să știm exact cât se cheltuie și cum se cheltuie și așa mai departe. Deci este imperios necesar ca la începutul fiecărei ședințe, domnul primar să facă informare vis-a-vis de ceea ce s-a rezolvat, ceea ce a făcut Gensul în luna anterioară, pentru ca să știm și noi să fim puși în cunoștință de cauză. Ne întreabă lumea aia, care, omul de rând care ne-a votat, și nu știm, domnule, cât s-a cheltuit, ce a făcut, ce... Important este că lumea întreabă că domnule nu se vede nimic în sală. După aceea, sunt lucrări care ar trebui neapărat, ca sunt lucrări esențiale și care ar trebui trecute pe ordinea de zi. Păi problema apei, această problema noastră, care o avem de 2008 rezolvată și încă nici acum nu se știe cât o vrem, când avem noi apă. Vreau să beau și eu o cară de apă din Veneția comunală. Când avem? Domnul Beloi, dar tot m-ați întrebat... Așa, ziceți. Mie pe la o întâlnire la București, la dezbatere pe tema apei, da. Da, și? Și am discutat cu doamna director Țenea, care înțelegăm în sfârșit ce se întâmplă și ce s-a întâmplat, de fapt, la Mănăstirea Cașin, da? Cu adopțiunea, cu tot ce e cu captarea și așa mai departe, am stabilit niște pași împreună ca să-i putem rezolva, astfel încât în primăvară să putem să dăm drumul la lucrările de captare. Domnul primar, n-ați declarat domnul primar. N-ați declarat domnul primar. Poate e visele dinastră, domnul consilier. Domnul este scris. Mama, moase așa, măi, dar mă face să... Domnul primar, când dăm primul pahar cu apă din rețeaua din comuna Mănăstirea Cașin, sunt de comune la... pe Bărăcan, care au apă de 25 de ani. Domnul. Și nu au posibilitățile noastre cu apă curată, limpede, curgătoare, din mulțumesc. Dumneavoastră știți foarte bine, dar să vreți să înțelegeți ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, domnule? Știu eu ce s-a întâmplat, domnule. N-a fost, domnule, n-a fost nimeni care s-a ocupat. Nu v-ați ocupat de aceste probleme, domnule. Că l-ați avut pe bine aici, că putea ca să ajute, că sunteți pesediți de tată în fiu, domnule, înțelegeți? Și n-avem apă aici. Părerea dumneavoastră, dar referitor la dosar, aveți dosarul în notație, 4790 pe 270 pe 2017, deci 4790 pe 270 pe 2017, depus la judecătoria Ionești. Deci când v-ați 4700? 90 pe 270 pe 2017. Și ce spune dosarul? În dosar, eu v-am mai spus că acțiunea este de revendicare a imobilului și să luăm. Și are un termen? Puteți să-mi spune și nouă ceva? Nu vă pot spune acum. Dacă mă întrebați dacă știam mai dinainte, vă spuneam și când are termen. Domnul primar, am înțeles. Dar uitați cum visează, ce dumneavoastră, dar visează cu documente. Ce spuneți dumneavoastră? Eu știu ce spui, Matale. Păi nu, dar de ce nu m-a lăsat să mă exprim? Dar cum stimați, domnule, dacă Matale îmi spui, îmi pui în pune niște chestii. Eu te rog frumos, care mi-ai fost subalter, să fie același individ civilizat pe care știu eu. Dar atunci, dar și cum s-a fost problema pe care nu mor. Dar ce nu dai mai doamne? Dar ce să dau voi, doamne, că mi-ai spus 20.000 de ori mi-ai spus până acum. Și la 20.000 una oară care îmi spui acum. Da. Și care-i problema? Păi cum care-i problema? Păi problema e că pentru că ai mințit aici, ai început urmărirea penală. Și nu de urmărire, de judecătorie. N-ați spus ce vorbiți. Numai o secundă. Deci, domnul Beloi, ați terminat? Dumneavoastră care aveți pretenții, nu știți despre ce vorbiți. Luați în mână. Aveți un pic de răbdare. Să termine domnul Beloi. Domnul Beloi, vă rog să vă continuați cuvântul. Domnul primar. Deci există acest dosar, 4790 pe 270 pe 2017, pe ROR, la judecătoria Onești. Ce știți dumneavoastră? Spuneți-ne și nouă despre acest dosar, că e de mare importanță. A avut un termen? Nu, domnule, urmează să aibă termen. Acum, urmează să aibă termen și... Păi stați, domnule, dar dacă este dat număr de dosar, asta înseamnă că există acolo un termen la sfârșitul lunii, se dețea. Că nu este un dosar. Încă nu s-a primit. Citația de atmosferă. Nu s-a primit. Știți că s-a dat numai la banii ăștia 60 de milioane s-au plătit. Bineînțeles s-au plătit avocatului, da. Domnule... Omul nu avea să lucreze pe... O lălăim și o tergiversăm de multe vreme. Domnule,
știți foarte bine că nu pot luați din palme și... Dar nu uităm din palme, domnule, cu fiecare domnule de când s-a luat problema asta. Ați mai vorbit cu altă parte. Domnul Beloi, dumneavoastră știți că a fost vacanță judecătorească? În perioada asta? Știu. Știți. Dar eu vreau să știți că nu v-ați întâlnit cu avocatul în cealaltă. Și ați vrea să nu știți că... Cred că știi, măi, că... Deci nu v-ați întâlnit cu avocatul să luați informații. Hai, nu, vreau să discut dacă mai vreau ceva serios, da? Vreau să discut pentru că... Domnule, eu sunt serios, pentru că așa am fost învățat de mic copilul meu, da? Haideți. Da. Mai departe, sunteți de acord ca la fiecare ședință de Consiliul Local, dumneavoastră să veniți cu informare care se prezentează nouă, să nu fim proști, proștilor, că ia lumea asta la întrebări. Da, domnule, cum să nu? Cu ceea ce a săpunut luna anterioară? Da, niciodată n-am ezitat să vă prezint, doamne, unde am fost, ce am făcut, ce am... Și ce spuneți că te-a spus, da? Bineînțeles, da. Spuneți așa din țărnitoare? Da. O să faceți că din țărnitoare? Am cerut ca, prin dispoziția dumneavoastră, contabilă, să ne prezinte un extras de cont. Nu există, doamne, sunt o grămadă de conturi. Deci nu există doar un cont pentru care să... Sunt conturi la administrație publică locală, sunt la investiții, sunt la școală, sunt... Extras de conturi pentru... A spus extract de cont, domnul Beloi. Nu există un singur cont. Există mai multe conturi. Da. Sunt conturi pentru care nu se fac cheltuielile. Ați înțeles ce au să se poate... Domnul Beloi, dumneavoastră... Uneori vorbiți din punctul de vedere al unui administrator de societate. Comuna nu este o societate, domnule. Sunt mai multe societăți, sunt mai multe conturi, dar urmează vreau să ne prezentați cheltuielile care le-ați făcut în primărie și să le prezentați. Așa, așa poate să facă, începând de săptămâna de ședința de luna următoare, ia va veni și o să spună ce s-a plăcut. Am mai fost la doamna directoare, am mai fost toate chestiunea asta și s-a zis că da, am votat pe toate și cum s-a făcut. Ce să mai spun? Probabil s-a uitat la ședința următoare, o să ținem cont. La execuția primară, nu ți apar toate cheltuielile. Hai, domnule, deci... Ciurii votori nu le ia comisia, le rumigă. Da, nu comisia, dar nu le știu. Mi se pare că... Nu vă scăpa, dar nu le știi, măi, frate. Nu le știu, măi. Când unde s-a cheltuit luna de aici, de ziua ta? Deci, ca să fie de aici, vă rog. De ce solicită deci să prezinte? Așa face întotdeauna. De la extrasul de cont al cheltuielii lor. Haideți, domnul Beloi, mai aveți o problemă de nu suport. Deci, domnul Ceclaș, se înregistrează domnul Beloi, deci toată lumea știe ce o să discutați dumneavoastră. Deci, pe luna viitoare, contabilitatea. Lăsați-l să termine de vorbit. Contabilitatea să ne prezinte un extras de cont al tuturor cheltuielilor și încasărilor care a fost în luna anterioară pe la bugetul municipiului. Asta e vina, domnul. Da, mulțumesc. Domnul Ciuhotaru, poftim. Doamna președinte, dacă îmi permite să-și vreau să plec la anul. Sunteți de acord? Da, pregătit. Mulțumesc. Hai să domnul Ciuhotaru. Mazădări, domn primar Mazădări, nu așa. Haideți, ziceți. Ia uitați ce minte domn primar aici și nu spun eu. Număr de înregistrare, cot, e de... Citiți. Deci, a fost în privire la lucrarea de adopțiuni... Domnul, lăsați-l pe domnul Cipotaru să vorbească. Cu privire la lucrarea de adopțiune a apei potabile, care a fost efectuată de către SC Geranou Produsrl, a rezultat că această lucrare a fost demarată în cursul anului 2007, a fost finalizată în anul 2013, spunându-mi rețeaua. Așa, rețeaua este finalizată, însă nefuncționabilă din cauza debitului de apă. Care este debitul de apă? Bun. Deci, dar rețeaua, am înțeles, toată lumea a auzit mai departe. Ce probleme? Și pentru că am mințit, pentru că am mințit, cum ce spune domnul judecător aici? Că nu vorbesc în dori. Of, 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 of. Deci, confirm redeschiderea urmării penale în dosarul 1417/2015 față de numitul preoteste Gabriel, aspectul săvârșirii infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzut în articolul 297 cod penal, definitiv pronunțat în camera de Consiliu la 8-a 2-a 2016. Deci asta este. Bun.
Bun. Bun. Și atunci, cum poate să spună mie că mai vrea, nu știu ce la apă? Asta e greșeală. Mai alte probleme? Dar nu așa așa de plic, nu sunt și așa de ne prinde miezul nopții, haideți. Am discutat și am aici în ședință că la spitalul se va fi electrificat spitalul. Da, la partea care. Păi nu știu, nimic, sunt vreo 2-3 luni la urmă. Da, suntem la avizul de la ISC. Banii sunt. Sunt de-a lor. Trebuia făcut de acum 10 ani. Domnul Vice, dacă tot... Discutam în 2017, nu discutam de acum 10 ani. Nu, în 2017. Până în 2004. Și practic, curent nu va fi ascultat. Probabil anul trecut. Anul trecut. Anul trecut. Anul trecut. Nu, nu. Va fi anul trecut. Nu trebuie să fie rău. Nu. Altă întrebare. Câți bani s-a dat pe poarta asta? Și unde s-a... Ce societate s-a ocupat de treaba asta? Care poarta? Poarta de la școală. Poarta? De la școală. De la biserică. De la biserică. Niciun bani nu s-a dat. Atâta ce s-a vândut la material. Nu, nu. Și ce s-a plătit Nerul Moral? Cât s-a plătit? Sculptura. Cât s-a plătit? Nu i-am plătit nimic la domnul. El nu am nedicat, dar și el face de gratis, s-a plătit de zi. Nu face de gratis. Ia sta lemn, domnul. Nu, 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 nu. Ia sta lemn, domnul. Vreau să-i dau și tot timpul să-i spune. Da, da. Câte lemn e asta? Două dată. Două, nu, 9 metri. Dacă ne luăm la mișto așa și face așa, stau aici la interviu. Dar face cineva, cineva așa? Da, 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 nu, nu. Nu, drogă, e frumoasă. Da, fie. Da, da, da. Și de ce să căutăm? De ce să ne ascultăm? Cât bani am luat la poartă? După cum bine știți, sunt consilier și reprezint satul Haluș acolo. Doamne, o problemă deosebit de gravă, domn primar, și vă rog să priviți cu foarte mare atenție chestiunea asta, pentru că nu putem lăsa așa de izgheriște niște treburi. Acest Muraru Ion, care e vorba aceea, nu e oricare. E meșter popular cunoscut și recunoscut în toată Europa. Să ajungă omul ăsta să spună greva foame, nu se poate, e inadmisibil. Uitați, e înregistrată la dumneavoastră la numărul 4405. Iar asta o copie, domnul. Păi, dar e normal. Dar originalul e la dumneavoastră, domnul. Dar nu-i de râs. Nu-i de râs când un om își declară greva foamei. Și zice că anunță 8 instituții ale statului, dintre care și televiziunii și dracu și dracu. Azi și prin serul ăsta. Priviți cu serul ăsta, domnul. Care are problemă? Dar nu înțeleg ce problemă aveți dumneavoastră cu domnul. Păi, dar cum dacă e din la mine acolo și el îl duce, domnul? Greva foamei. Problema mea. E o problemă, domnul Ciotar. Eu dăm mai multe aspecte care are. Care da, ce te spui? 100 de persoane, nu. Dar eu tot nu știu de ce se intre în greva foamei. Nu știu, nu i-a făcut pe primăria, pot acolo, la iară. N-am intrat dacă apa. Și a stat în greva foamei? Mai multe aspecte. Domnul Ciubodar, mai aveți ceva de prezentat? Nu, atâta, doamnă. Mulțumim. Domnul Zgăbuticiu. Da. Domnul primar, am văzut la verificarea asta bugetară, avem un excedent la fondul de guvern cu 700.000 de lei. Dar am avut. Am avut. 200 și ceva. Nu am făcut la nimic. Am zis că începem măcar o lucrare parțială la dispensar. Așa este. Am zis că începem o lucrare parțială, acum suntem la porțiunea de acte. Pentru că, de păcate, n-am reușit să depășim chestiunea asta cu proiecte, cu știți și la Tristamite, am zis că ne luăm de consolidarea efectivă a fundațiilor. Când a venit constructorul să uite, vă scăpăm în prospacu, fără să-mi spun un proiectant, un specialist ceva ce e aici. Și am luat calea expertizei, am discutat cu domnul Avram să facă expertiză acolo. Domnul Avram fiind unul dintre cei 4 experți la nivel de județ la acolo și urmează să vin să facă expertiză. Calea asta mai miguloasă a documentelor, când avem în afirmare.
Și am avut un contract cu acel domn Avram. Deocamdată am făcut achiziția pe USA și nu mi-a zis să vedeți să facă. Când o? Au fost pe asta, ați văzut că un murci pe lume s-a stricat un moment. Foarte. Da, da. A fost duminică și am văzut până la urmă. Da? Tot așa este podul de la Gătești, cum îi spun noi, la Boșpei. Cum intri de la, din linie, de, la, de, de acolo să te duci, spre Pirii, podul ăla e... Nu mai e. Acolo e o problemă, vine... Acolo intrare poate să face, nu e fără intrare. Pentru că intrare se poate face și din sensul ăsta, da? Este acces. Da? Este acum acces în picior. Nu. Este acces. De la DL-ul. Acum, ca să ne punem să investim într-un pod acolo, să știți cum e foarte greu la ora asta. Să punem să facem un pod. Mai greu să o faci. Oricum, și acolo trebuie regularizat un pic. E și o zonă un pic mai ciudată. Râu. Da, este. Deci n-ai pregătit un proiect să lucrează la Iași, la proiectul ăsta de lucrează la cursurile de apă și urmează la luna asta să ne se prezinte studiul de sezabilitate pentru regularizarea cursurilor de apă. Dar, da, destul de mult. Da, o punte nu e mare lucru de pus, că am pus punte. Am crezut că am mânușul și cu Cristi. Ați spus de înfrățirea cu frații noștri moldoveni. Din experiență, am trăit vreo 12 ani de zile lângă graniță. Ei sunt foarte bocați din punct de vedere al ansamblul folclorice, tot felul de ateliere, meșteșugărești, cu muncă, cu tot felul. Și o să vină la noi și o să trebuiască să mergem și noi la ei. Și o să trebuiască să mergem și noi la ei. Și dacă o să fie Cristi, poate o să avem și noi un ansamblu. Că el a zis că a fost 7 ani de zile într-un ansamblu cu folclorici. Are experiență. Da. Ei, și cu șanță. De la Bogatul, de la Rădătatea Ulița spre mine, nu există șanță. De la poarta mea la vale, există șanță. Pe partea mea. Facem șanță. De pe acolo, 50 de miliarde de ani, de pe acolo, și nu face nimic, aruncă domnului că oameni... Nu, vorbim de proiectul până urmă, nu? Da. Că spunea și... Nu. Este de șanță pe partea opusă, nu? Da. Pentru că acolo, conform ridicării toate... Foarte îngust în zona acolo, ca să faci șanță, cam din coasă, la asta pentru că este, nu? Aici voi avea nu, nu mi-ai trebuit. Nu, acolo se fie o șanță doar de la dumneavoastră, vine de partea stângă. Da. Pe partea dreaptă este șanță. Este continuă. Acolo, configurația terenului, așa au venit părinții de la dumneavoastră. Eu trebuie neapărat să ajungem să domnului niște chestiuni. În primul rând, cu capacele de la canalizare trebuie dedicate sus și am înțeles mai este acolo la poartă, hidrantul, cum au făcut ei rigola, vine exact pe mijlocul rigolei. Da, trebuie. Am întrebat. Dar așa facem. Dacă vine pe mijloc, facem pe mijloc, nu se poate. Acum, fântânile, ce mai facem, domnul primar? Iar am învățat. Doamna Bun. Ați avut cuvântul, stați. Am uitat, acum. Deci, domnul Zgăvărnici, asemenea. Eu am trebuit. Domnul la ce fântâni vă referiți, doamnă? Fântâni între centru comun. Fără capace, fără garduri, să pii și oamenii ies de la Irimia, de la băutură și să duce la Macas, la Dingă, la domnul Bălan, la domnul Tăbăcan. Răsul Pământului, ce fântâni. Și aici, și aici, nu. Lucrurile utile, dacă cineva consumă apă de acolo, care nu are fântânul cu ori, sau chiar nu-i smântul. Aici mai este și de bunul simț al omului, să duci pe pliși pe fântânul, să nu te ești cu om. Nu mai ai bunul simț. Clar. Dar dacă zic că nu duci capac... Nu ai de ce spui capac. Cum adică? Da. Ziceți domnul Chelaru, haideți vă rog. Ziceți domnul Chelaru. Da. Problemele comune sunt multe și greu de rezolvat. Problema este că așa ne apar să fie frumos dintr-o dată, dar nu se poate. Eu la rectificarea bugetară, mai degrabă vreau să prindeți o parcare în fața primăriei aici, un centru într-adevăr frumos. De fiecare dată când venim, mai mi-e frică să parchez mașina pe stânga sau pe dreapta.
Și nu cred că e o sumă chiar atât de mare să plimbi, dar faci ceva frumos. Mergem în primăvara anului viitor, ne-am vrea să plimbi, să facem. Mă bucur să aud asta. Lagul Pește, ne-ați onorat cu podul ăla, deci nu prea îmi permis să mai zic multe, dar ar mai trebui două, trei lucruri de rezolvat. La cimitir pe acolo, dacă ar putea să ne un butoi sudat cu ceva, să pună să ardă toate chestiile de plastic, le pune lângă și le scoate din cimitir. Un butoi prins din plastic, din metal, să poată să ardă candelele ce rămân resturile. Deci foarte, ne-ar fi foarte util acolo să nu mai pune fața. Dar cine se ocupă din cimitirul ăla? Păi nu se ocupă nimeni. Dar eu zic, tot somnul fiice a fost pe cei de la 46, pentru care i-a fost, da? Foarte frumos acolo la Lupești, că nu e supărat de pasă. Ia merge și pe tine. Am înțeles că e un proiect, așteptăm, noi stăm la rând, acum. A început să dărâmi la curița aia la... Când așteptam să nu plece domnul Mihu, cum zic. A început să dărâmi, de ce? Mă ne-am făcut acolo la Ciprea, de la Valea mai puțin și ajunge până în gard. Ce face? Vă lăsăm așa? Ce putem face? Deci măcar să diți ceva, ne știi. Sau să ajungem iar cum este la după ce este s-a dus chiar tare, chiar. A plecat. Da. Da, deocamdată astea ar fi prioritățile maxime. Că vine cu drag la urmă și dăm de la urmă. Bine, știi ce se merge. Ce face pe el, domnul Pepar? Îl dăm în urmă. Pe rămasă, domnul. Domnul Razea. Pe rămasă, domnul. Da, tot referitorul la ultimele ploi s-au adăcit. S-au format un ploi de la sus. A, sus, da, și-a trebuit băgat ori tapu, ori guldul, sunt de un pic să... Da. Da, mâine au tot bine, băieții. Că văd că da, domnul cu asociația nu o să rezolva niciodată lucrurile. Cu toate fiind datorii lor și așa au luat așa mai doar. Deci tot noi, primăria, trebuie să facem. Altă problemă? Mai aveți? Mai este ceva? Care să ia o problemă aș avea și eu. Am înțeles că cetățenii de pe ulița de la Sturzu, de acolo, Burlătoiu, Sturzu, acolo, au depus o cerere mai cu mult timp în urmă, nu mai pot circula pe ulița aceea de acolo. Dacă binevoiți, să vă duceți să... Am fost acolo. Păi... Am văzut despre ce e vorba, dar ea este, da, ieșirea aia, și ideea este că, da, n-ai, acum fiecare vrea, noi primul să vrem drone, e foarte îngust, ei coboară pe acolo, nu poate să urce, dai seama, nu poate să mai iasă. Acolo este un pericol iminent, domnule. Cine trece pe acolo și nu este atent, dacă mai este sub influența acolo, se duce de râu pe acolo, cine nu s-ar pune... Deci, cetățenii de acolo vă așteaptă să vă duceți să rezolvați acolo problema, ca să poată să circule. Da. Mai erau niște probleme. De exemplu, una... Așa, foarte banală. Am văzut că ați făcut propuneri pentru Consiliul de Administrație de la școală. Da. Da. Nu știu, trebuie să le facă Consiliul Local sau dumneavoastră personal? Nu. Ce ține de primărie face primăria, ce ține de Consiliul face Consiliul. Așa, și... Nu știu, eu n-am fost la o ședință când s-a aprobat reprezentanții Consiliului de Administrație de la școală. Era de clar. Nu. Acum, nou, deci este nou din la nou Consiliu. La nou Consiliu, da. Să ne fie și nouă prezentat, domnule. Ar trebui să vină... Păi să prezinte, păi nu, eu, bine. Apar că am venit să fac parte din Consiliul de Administrație, că sunt cadru didactic și că sunt și președinta Comisiei de Învățământ. Nu am pretenția asta, doamne ferește, că nici nu vreau să mă bag așa. Dar am înțeles că ați făcut alte propuneri, mi-am văzut pe acolo, care nu am nicio tangență cu școala. Trebuie să vină adresa din partea școlii să se desemneze. Păi da, dar dumneavoastră ați făcut deja o hârtie. Deci, s-a făcut din partea primării. Din partea primării. Din partea Consiliului Local. Da? Către Consiliul Local trebuie să vină. Adică reprezentantul primar. Trebuie atât să faceți. Ei, eu am văzut acolo mai multe persoane. Nu e nicio problemă. Da, trebuie să vină adresa de la școală. Bun.
Și membrii ăștia, și vis-a-vis de... N-ar trebui apropoat de consiliul local? Păi da, bineînțeles, trebuie apropoat. De asta eu știu că am văzut o hârtie în care s-au nominalizat niște oameni acolo și eu nu am participat la o ședință în care se... Iar ne judeca ziunea că suntem tot niște cârpe? Da. Da, ea trebuie să vină adresa oficială din partea școlii, e făcut să... Așa s-a făcut până acum mereu. Da, bineînțeles. Așa este, dar știu că mi-a făcut și-a făcut o adresă, era scrisă acolo. Ce, din partea primarului? Cu două persoane, că nu sunt două persoane din partea primarului, o singură persoană reprezintă primarul, da. Dar erau două persoane. Da. Poate titularul rezervă. Ei, da, cred că. Și în... Da. Rezerva rezervelor, cred. O altă problemă, da, apropo de ce spunea domnul Beloiu cu toaleta într-o sală de clasă, personal nu sunt de acord cu așa ceva. S-a făcut, nu nicio problemă. N-am fost de acord niciodată cu așa ceva. Pentru că eu am considerat că o sală de clasă mai poate fi folosită de către elevi. Și cum anul trecut am reușit să învățăm la școala 2 într-un singur schimb, dacă nu se făcea acea toaletă într-o sală de clasă și chiar haznaua în fața școlii. Bine, așa ați conceput-o, considerați că e bine, dumneavoastră spuneați de o parcare, merge lângă haznaua care s-a făcut la școală, merge și o parcare. Da. Eu sunt total împotrivă. S-a făcut foarte bine. Vă lăsați și vedeți de vă întreb că, da, sunteți... Nu sunt nimic, pentru că... La ce s-a făcut la școală 2? E vreo problemă cu fosa care s-a băgat acolo? Miroase. Câți ani are de când s-a băgat? Depinde, eu nu garantez, nu știu ce fost s-a băgat, aici nu mă pricep. Thank you.